am început să un trai foarte rebel, așa, stăteam prin gară, în Botoșani, prin cimitir, dormeam, aveam un cavou acolo unde găsesem un loc frumos. Dacă nu venea comunismul, nu venea revoluția, aș fi ajuns un comunist împuțit, că nu aveam altă, mintea mea nu se deschisese spre altceva. M-au prins prin gară, m-au dus la miliții la Botoșani, m-au ținut o noapte acolo. Da, dar la toate, la absolut toate internările alea, îmi scria că am vreo 4 sau 5 boli venerice. Au venit feșeniști noaptea și ne-au mânjit sediul cu rahat. Era un dezinteres total, deci în școală nu se întâmpla, erau câțiva profesori care se îmbătau în fiecare joi, ne adunam, aveam joia tineretului. Păi l-am terminat, Dumnezeu să-l ierte, că i-am adus 5 litri de rachiu să le dea șpagă la inspectorat și el le-a băut și a murit, că era un alcoolic în pauză și l-am găsit mort pe ziar. E sinistru, dar asta e realitatea. Am povestit undeva. Foarte bine a făcut ziariștii să facă pușcărie care scriu așa despre... Dă-mi un moment de aroganță. Da, ia-ți un moment de aroganță. Foarte grea viața de ziarist. Mă bucur că am scăpat de ideea, pentru că noi vedem toți grea și sunt veseli și joviali așa, dar nu știi cât cu ce jar de suferință mocnește acolo în sufletul lor și chinuie clipă de clipă. Și... Ce ți-ai dorit de la viață și nu ai primit? Bine v-am găsit! Sunt Tiber Avram și astăzi l-am ca invitat pe Viorel Ilișoi, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați scriitori români, cel puțin din punctul meu de vedere, un ziarist extrem de interesant și care a scris și o pagină de istorie în presa românească și chiar în presa, în istoria democrației românești, dacă putem spune așa, în istoria începutului democrației românești. Viorel, te salut, bine ai venit, văd că te uitai cam ciudat, așa pierdut. Nu venea, crede că se vorbește despre mine. Bine te-am găsit. Da, îți mulțumesc pentru faptul că ai acceptat invitația. De ce nu-ți venea, crede că se vorbește pe tine? Nu știu, mi s-a părut că sunt cuvinte cam mari și mă tem de cuvintele mari. Îmi plac alea mici, care spun mult. Bine, cred că ești sătul de subiectul ăsta cu pagina de istorie. Vreau o să luăm cronologic până ajungem la el. Dar noi în Suceava suntem oarecumva legați de acel moment de istorie în presă, pentru presa românească. Și eu sunt legat de Suceava, că de aici se trage numele meu. Bunicii mei sunt din Botoșana. Și s-au mutat în Botoșani, au schimbat o literă acolo. Da. Bun, te-ai născut pe 13 februarie 1968 la Ringhilești, județul Botoșani. Nu ți amintești. Dar ți amintești vârsta de 5 ani, iar anticipez. Și ai avut o copilărie diferită din majoritatea copiilor, în sensul că ai crescut la casa de copii din Trușești. Cum ai ajuns acolo? Am ajuns la 7 ani. Până la 7 ani am avut o copilărie ca a majorității copiilor. Într-un sat fără lumină electrică, într-o familie numeroasă. Am o nostalgie de neînfrânt pentru perioada aia. M-a urmărit toată viața și nici nu vreau să scap de ea. De la 7 ani am ajuns la casa de copii, fiindcă s-a îmbolnăvit tata. A avut un cancer la creier, ceva uribil. Groază, da. Un cancer urât, masiv, o tumoră. Și nu ne-a mai putut ține și ne-am împrăștiat pe la cămin. Dar nu am fost abandonat în sensul ăsta. Veneam în toate vacanțele acasă. Duminica venea mama la mine sau frați, mă luau. Am fost foarte legat. Eram la 20 de kilometri de casă. Da, practic, dați acolo tu și frații. De câți frați ați fost? 12. Da. Erați dați ca să fiți crescuți, practic, nu în sensul că... Da, n-am fost abandonați. Am înțeles, da. Am ținut tot timpul legătura cu părinții și cu frații, cu părinții până la moartea lor. Deci nu mă consider abandonat, dar asta nu face mai ușoară viața la casa de copii. Evident. Se observă în reportajele tale, se observă că ai o foarte mare disponibilitate de a observa. Ești un foarte fin observator. Toți reporterii trebuie să aibă asta. Da, corect, dar vorbeam altă cu colegă, faptul că mai știm pe cineva care a crescut la casa de copii și tot așa observă o finețe extraordinară anumite lucruri pe care, spunem, cei care nu au trecut prin acest sistem nu le observă. Mi-a spus un psiholog, un prieten, că e posibil ca
trecerea mea prin casa de copii și traiul în condițiile de acolo să-mi fie ascuțit mai mult decât la alții o sensibilitate pe care o aveam din naștere și care dacă n-aș fi fost la casa de copii nu s-ar fi acutizat acea sensibilitate. Da, mai ales sunt observații, probabil acolo e și un fel de supraviețuire la casa de copii. Da. Legile junglii acolo. Dacă nu, trebuia să observi tot ce se întâmplă în jurul tău, să judeci rapid, să iei decizii rapide, în mica bucățică de libertate pe care o aveai, că în rest erai controlat, dirijat, totul la grup, de la dormit, masă, învățat, gândit, vorbit, totul era la grămadă și era un efort uriaș să te rupi din rând și să încerci să-ți construiești o mică identitate a ta. Eu am reușit asta prin clasa a 6-a, a 7-a și apoi din clasa a 8-a directorul m-a scos efectiv din grup și mi-a dat o cameră separată. Acolo era prima oară în istoria casei de copii. Da, de ce? Aveam alte preocupări, citeam mult, eram mai retras, directorul a văzut că a vrut să mă încurajeze. Am făcut un cenaclu la casa de copii, cenaclu literar, ceea ce iarăși era o noutate în istoria casei de copii. Am vrut să mă încurajeze, mi-a adus colecții de reviste, cărți de acasă, a invitat, imaginează-ți că eram pe clasa a 7-a și directorul l-a adus pe Constantin Ciopraga la noi. Noi abar n-aveam cine era Constantin Ciopraga, l-a mai adus pe un universitar, îi rețin numele, Traian Malanca. A fost un profesor pe la Politehnică, noi eram striviți de importanța lor. Domnule, vine cineva de la universitate la noi la casa de copii să ne audă spunând niște poezii școlărești, de începători. Dar uite că oamenii, inclusiv Ciopraga, ne încurajau prin prezența lor. Bun, și pentru tine a însemnat ceva mai mult gât pentru ceilalți prezența lor și faptul că ai primit o cameră și cărți și reviste de la director? Bineînțeles că m-a ajutat să mă dezvolt altfel de la acea vârstă încolo. Fiindcă traiul în grup are întotdeauna tendința să uniformizeze, să fim toți la fel. Băi mai bun să-i aștepte pe aia din spate, aia din spate și tragă înapoi pe cei mai buni, trăind nu separat, că mâncam împreună cu ceilalți, mergeam la aceeași școală cu ei, eram prieteni în continuare, am mâncat cu aceeași lingură, cum se zice, atâți ani. Dar nu mai eram silit să stau la meditații 6 ore. Eu terminam în 2 ore temele și 4 ore mă plictiseam. Mă uitam pe geam și nici n-aveai ce să vezi, că era troșeștul, era o comună, trecea din când în când câte o căruță care nu îmi spunea nimic. Da. Și atunci mă duceam, mă retrăgeam în cămăruța acolo, mi-a ducea directorul Teodor Onciu, Dumnezeu să-l ierte, și mi-a ducea cărți de acasă și îmi dădea să citesc. Și nu era nimic mai bun pe lume decât să citești. Bun, și ce a urmat după casa de copii? Până la câți ani ai stat acolo? La Trușești, acolo am venit la 7 ani. Regula era să stai până intrai la liceu și dacă intrai la facultate te ținea casa de copii în continuare. Eu am făcut liceu la Botoșani și acolo eram agățat de casa de copii numai așa, pe hârtie. Odată la început de an mă duceam la Trușești, îmi dădea o valiză cu haine, 5.000 de lei valoră, era o sumă. Și erau haine pentru tot anul. Costum de școală, costum de sport, pantofi, tenis, cămăși. Da, din banii școlii. Din banii statului. Statului, da. Și ți le dădea pe toate odată, ceea ce mă încurca teribil. Că eu trebuia să umblu cu valiza aia în cap peste tot, că nu aveam unde să las hainele. Și atunci, ca să scap de sarcina asta, le vindeam pe toate din prima zi. Când ajungeam la Botoșani, dădeam cămașa cu 5 lei ca să nu am probleme și nu le car. Banii aia cheltuiam rapid pe lucruri pe care e bine să nu le spunem public. Mai mergeam pe la cârciumare, eram poeți, tineri, ne făceam de cap. Pe ce dracu să cheltuiești bani pe vremea lui Ceaușescu în Botoșani? N-aveai pe ce. Mici distracții de astea vinovate pe atunci și frumoase acum, romantice. Da, frumoase acum când le vezi, da. Văzute din momentul ăsta, apar romantice. Atunci erau brăznicii și chiar încălcări ale regulamentului, ne mai tundea zero, ne mai... Iar încălcări ale legii, până la Ceaușescu, erau unele de astea. Eu le citeam. Cine citea legile? Da, spuneai, deci în perioada liceului... La liceu nu am avut treabă cu casa de copii direct. Dar îmi plătea statul, îmi plătea internatul, îmi dădea cartelele alea, dar din cauza programului meu nu prea ajungeam eu să mănânc la cantină.
Eu umblam pe la bibliotecă, pe la cenaclu, pe la când veneam, era închisă cantina, rămâneam cu cartelul în mână. Bun, și ai început să scrii poezie în liceu? Spune cu statia cu poezie. Nu, am scris mai devreme. Mai devreme de... am făcut cenaclu literar. Pe da, așa mi-ai zis, da. Iar poezii scriam o leacă mai devreme. Eu am început să scriu de la o vârstă foarte fragedă, așa, prostioare. La, având atâția frați care învățau pe lângă mine, la 5 ani știam să scriu, să citesc. Prindeam de la ei, că erau în clase mai mari. Eu sunt mai la coadă dintre aia 12. În clasa întâi m-am plictisit, clasa întâi am făcut-o în sat la mine. Și m-am plictisit îngrozitor, că spunea, Ana are mere. Păi am și eu mere acasă, era mai multe decât Ana. Și știam mai multe decât Ana. Citeam deja cărțulii de-astea, de povești, multe desene, mă rog. Am început să scriu poezii patriotice. Mi-am amintit, prima poezie a fost ceva cu partidul, cu cum ni se spunea la școală atunci. Vezi, era linia, da. Și dacă vrei să fii mai recitat, dar nu mă gândeam că ar putea să fie altceva, pentru că eu nu aveam referințe. Eram crescut ca într-un ou, nu vedeam alt univers decât ce era în jurul meu și mi se părea că, domnule, asta e lumea. M-am născut cu președintele ăla, cu sistemul ăla, cu valorile alea. Dacă nu venea comunismul, nu venea revoluția, aș fi ajuns un comunist împuțit, că nu aveam altă, mintea mea nu se deschisese spre altceva. Și știu că am calchiat poezia cuiva, o pastiș, așa, ca să nu zic că am furat de acolo, că nu furasem, dar m-a inspirat o poezie patriotică și am scris o poezie, era acolo nevinovată și mi-au pus-o la gazeta de perete, bătută la mașini, ceea ce era o formă de, de respect, de apreciere. Era aproape consacrat, adică mi s-a bătut o poezie la mașini. Observ că noi și la scris avem o formă de violență, așa, nu scriem la mașini, noi batem la... La mașină. Cine avea mașină lua și bătaie. Și apăsat, da. În perioada Casei de Copii, poetul Lucian Alexa, și pe el Dumnezeu să-l ierte, m-a vizitat la Casa de Copii acolo, fiindcă auzise că domnul e unul care scrie poezii pe acolo, erau ciudățenii. Da. Și poetul Lucian Alexa, care era căsătorit cu asistenta de la Casa de Copii, m-a vizitat pe acolo, mă scotea pe un parc, îmi dădea să beau câte o gură de rachiu, mi-a vorbit de Villon, de Baudelaire, de Rimbaud, de poeții moderni, de Dan de Șliu, de care habar n-aveam, nu se spunea la școală, sau de poeții ăștia francezi. După aia am cerut directorului să-mi aducă cărți cu acești poeți pe care îi aflam de la Lucian. Lucian mi-a dirijat primii pași așa spre poezie. Când am ajuns la liceu la Botoșani, l-am întâlnit acolo. Și până după armată, până după Revoluție, am fost membru, n-am lipsit niciodată, în nicio sâmbătă, la Cenaclu Poesis al lui Val Guraliuc, de la Casa Tineretului, și a fost o școală foarte bună de formare, că era un cenaclu de lucru, nu de spectacol ca la Păunescu. Stăteam acolo, ne adunam, stăteam câte 6 ore sâmbătă până venea directorul Enăchescu să ne dea afară și până la miezul nopții ne certam, lucram pe text, ai nu-i bine, le comentam și în felul ăsta ne-am învățat să scriem, să interpretăm textele altora, ne exersam să scriem ca ăla, hai să scriem ca Sadoveanu. Scriam 2-3 pagini ca Sadoveanu, nu mai mult, că gâfâiai, știi? Da. Dar făceam imitația magistrilor. Și la Botoșani acolo m-am format ca poet. Am debutat la 17 ani în revista Luceaforul cu jumătate de pagini, iarăși însemna mult. Și după aceea tot luam toate premiile pe acolo. În cenaclu a venit și Dan Lungu, am crescut acolo împreună Cristian Bădiliță, tot cenaclu foarte bun. Bun, și haide-mi la liceu, ai mers în armată? Și cu armata a fost o poveste, că nu m-am dus la facultate după liceu. Eram speriat, am ieșit din liceu, nu știam ce să mănânc, ce să mă îmbrac, unde să mă duc. S-a închis internatul în urma mea, m-am uitat în stânga, în dreapta, era un deșertul de cenușă, da? Al vieții mele, da. Unde să te duci? M-am dus într-o tabără de creație cu Bădiliță, organizată de UTC, în vârful munților, prin Făgăraș, pe undeva. Între timp ne-au schimbat ordinele de încorporare. În loc de 30 septembrie, au zis că veniți pe 15. Și eu nu am știut, că nu erau atunci telefoane. Când am ajuns acasă la tata, mă căuta miliția să mă duc la armată. Păi eram dezertor, că nu m-am prezentat. Tata stătea cu ordinul la mână, nu avea unde să mi-l trimite. Nu știa el unde sunt, că noi dădeam raportul. Și m-am dus, m-am predat singur la... A venit miliția la poartă, m-a întrebat dacă mă duc singur sau mă duc eu a doua zi.
le-am explicat la cei de la comisariat că nu sunt dezertor. Aveam și o diplomă de acolo semnată de Nicu Ceaușescu. De unde? De la, de la tabăra unde am fost eu. Era o tabără de creație organizată de Comitetul Central UTC. Și ai bună să cântări greu în... Da, era semnătura lui Ceaușescu pe toate, cred că era... Da, bun, era cea de... Tipărită. Și era și semnătura unui tip cu un nume foarte frumos, Lupulescu. Dar noi îi spuneam Lupopescu, care era șeful taberei. Și am fost într-o tabără de creație, n-am știut, ok, m-au iertat și m-au dus cu următoarea serie de băieți care nu aveau liceu. Eu eram cel mai tânăr acolo și toți aveau de la 27 de ani în sub. Mi se păreau bătrâni, aveau și câte doi copii și eu eram sergentul lor. Da, erai sergentă? Păi la 4 luni eram sergent deja. La 4 luni, după perioada, cum era acea perioadă de armată, instrucție. Era caporal mai repede, că n-avea pe ce să fac altul. Da. Eram eu și cu un băiat din Fălticeni, singurii care știam carte de pe acolo, și eram comandant de gardă și caporal de schimb, că nu unul, că în altul. Armata a fost o perioadă, iarăși, de lecturi solide. Stăteam numai în corpul de gardă și citeam zeci. Dar unde a fost armata? M-au dus la... dacă mă prezentam la timp, trebuia să fac la artilerii la Buda, lângă Ploiești. Era lângă mama, la 5 km. Da. Mama lucra atunci acolo, dar pentru că nu m-au prezentat, uitându-se prin dosarul meu că am făcut lupte greco-romane la Casa de Copii, am avut și premii și... M-au dus la vânători de munte, la Brad. La Brad m-au nenorocit o săptămână, mi-au confiscat o carte la intrarea în comunitate. Aveam o carte, se chema 20 de poeți americani și avea pe copertă steagul Americii, era un detaliu dintr-un tablou de al lui Warhol. Steag american pe fond oranj, se chema tablou. Și asta era doar un detaliu. Oh, bine, cu steagul Americii la doi. Și mi-a luat cartea aia. Și așa de rău îmi părea. Să citesc din ea. După vreo 2 săptămâni, iarăși s-au uitat în dosarul meu, nu știu ce tot atragea atâta la dosarul meu, și au văzut că făcusem și vioară la Casa de Copii vreo 10 ani. Am cântat la taraful liceului pedagogic. Aveam premii pe la cântarea României. Cântam binișor. Pe vremea aia, până mi-am tăiat degetul arătător și n-am mai putut cu digitația. Și văzând că am făcut și muzică, m-am mutat la transmisiuni. De la Brad, dintre munți, acolo unde aurul. M-au dus la Brad, la Alba Iulia, la comandamentul de vânători de munte, să fac transmisiuni, urmând să mă întorc în unitatea de bază. Dar pentru că în Alba am nimerit cu acea generație de băieți aduși de prin nu știu unde, m-au ținut până la sfârșitul armatei și am făcut numai corp de gardă. Sunt la comandament, nu e acolo comandament. Faci da, era gardă. Comandamentul tuturor unităților de vânători din zona aia. Mai erau pe la Brud, pe la Câmpeni, pe nu știu unde. Și tot la un comandament dat cu și o bună parte de armată, acolo practic stăteai, făceai numai gardă, nu făceai nimic. Bun, o altă perioadă fructuoasă, ca să spunem, că ai putut să citești. Am citit și am scris foarte mult. Atunci am migrat dinspre poezie spre proză. Dar cum a fost migrarea asta? Ce te-a determinat? Sau... Ca orice tânăr, scriam numai poezii de dragoste. Eram îndrăgostit. Cu asta încep. Cred că și pe la 7 ani... În afară de aia cu partidul, tot de dragoste erau așa. Și am simțit că... traiul ăla din armată, oricât de privilegiat aș fi fost, te făcea bărbat, dar îți lua ceva din sensibilitatea cu care veneai. Te învârtoșa așa, te făcea mai fiară. Și ca poet nu mă mai puteam exprima în noile condiții așa cum vroiam eu. Am migrat spre alții. Sensibilitatea aia, da? Nu am pierdut-o, s-a schimbat, a devenit altceva, că am rămas în continuare sensibil, dar simțeam că mijloacele mele de expresie trebuiau schimbate un pic. Și eu am devenit mai modernist, am citit și altceva decât ce citeam până atunci și am descoperit că mă pot exprima la fel de bine în proză. Acum aveam și timpul să scriu. Aveam un capitan acolo la cabinetul medical care îmi dădea hârtii, col de A4. Așa că era o problemă. Era o problemă să găsești hârtii A4. Cine a prins vremurile alea, așa a trăit o leacă. Și ăla îmi dădea hârtie și când aveam chef să citesc sau nu aveam chef de gardă, mă scotea din corpul de gardă și mă interna la infirmeria unității. Unde stăteai în pas și scrie. Da, dar la toate, la absolut toate internările alea îmi scria cam vreo 4 sau 5 boli venerice. Dar bun, nu putea spune altceva sau ce? Spunea la mișto că el era un anti.
A, era un antisistem. Da, da, da. Și boala venerică era toată lumea știa de miștocar, da, de... Da, da. Și punea așa, bă, ce vrei să-ți pune acolo? La unul i-a scris doar de mamă. Ce-a scris doar de mamă? Da, l-a internat pentru doar de mamă și le-a explicat, domnule, băiatul suferă, e într-o depresie, îl internez, asta e... Bun. Nu am amintiri frumoase din armată, în afară de asta. Boli venerice? Cu cititul. Nu aveam de unii boli venerice. Am și vrut noi să avem, dar erau greu de procurat. Să aveți sursa pentru boli venerice. Da, da, da. Bun, ai terminat armata. Nici nu am scris despre armată. Nici nu am scris despre armată, da, prea să mult. Să rămânem puțin la armată. Ții minte cu prima proză pe care ai scris sau primele scrieri în proză despre ce erau? Am început un roman. Am și acum, am scris vreo 200 de pagini, 200-300 de pagini de mână, mărunt. Acum când am redescoperit manuscrisele alea, mă miram cât de ordonat eram. Eu mă credeam așa un zbânțuit, un rebel, inclusiv în modul cum arată un text. Unde? Că eram atât de enervant de ordonat. Cu aliniatele, cu pagina arăta foarte frumos. Și litera scrisă frumos și mi-amintesc că scriam cu un stilou foarte fin, dat tot de capitanul medic, care se îngrijea, citea, ia dă să văd ce mai scris. Nu te internezi degeaba dacă nu scrii. Stilou de la chinezesc, bănesc. Da. Și mi-aducea cerneală fină. Da, deci un roman. Era un roman de dragoste care era inspirat foarte, foarte mult din realitate. Am introdus, învățasem să introduc personaje fictive, ceea ce mai târziu am făcut și în presă, din păcate. Dar de atunci am descoperit o poftă de a reda, de a scrie despre realitate. Ficțiunea nu m-a sedus total niciodată. Am flirtat cu ficțiunea așa, dar nu i-am cedat total. Îmi place să scriu despre realitate. E o poftă ca atunci, nu știu, când mănânci un fruct, să pui mâna pe realitate, să o miroși, să o simți, să încerci să redai. Oricât ar de bine ar ficționa un scriitor, este greu să redai exact palpitul realității, la fel ca atunci când faci o plantă în laborator față de una care e făcută de Dumnezeu. E altceva. Are în plus, întotdeauna realitatea are în plus palpitul ei al realității. Eu sunt total de acord cu tine. Bine, tu ai un plus față de majoritatea celor care scriu, tocmai pornind în acest spirit deosebit de a observa tot ceea ce este în jur și în plus talentul nativ care face textul să curgă foarte ușor. Da, vom mai vorbi despre asta. Ce mai impresionează, spre exemplu, la tine faptul că pe lângă, cum spuneam, cuvintele curg, fraza curge, vezi doi oameni pe brezemându-se de baraca de la intrare la stațiunea Fălticeni, când ești acolo, gata, există despre câteva fraze nu inventate, legate de, nu știu cum, legate de realitate, figurile de stil își găsesc loc un text natural foarte frumos, fluente, nu-ți sară aici, în ochi. Aici am avut mult de lucrat. Eram un entuziast al stilului, uneori abuzam de stil și nu mi-a folosit doar talentul nativ. Evident că există, nu toată lumea poate să scrie așa, nu toată lumea poate să facă papuci la fel, corect, sau să coase la fel sau să deseneze. Dar și talentul s-a născut, trebuie cizelat. Am lucrat foarte mult la tempera impetozitatea stilistică. În presă nu mergea, în literatură mergea, dar când scrie în reportaje, clar trebuia să fie mai temperat un pic. E natural, trebuie să faci o armonie deplină între formă și conținut. Știu, când scrii despre lucruri reale și limbajul trebuie să-l adaptezi să fie cumva cât mai apropiat de limbajul real, nu cel contrafăcut în sensul bun, da, în literatură. Și atunci stilistica mea s-a redus, observ eu ca fiind cititor, că folosesc 70% comparații, 3% foarte rar metaforă, foarte... Da, ce e de remarcat faptul că și metaforele astea, epitetele, cele mai să regăsesc în textele tale, curg foarte fluent, natural în text. Și asta nu face decât să... Unele vin natural, altele sunt construite. Bun, sunt taile... construite pentru... Dar impresia finală, da, e da, construit. Că vin natural și creează acea imagine care duce pe cititor în poveste, îl face să trăiască povestea. Dar bun, hai să revenim la... Ai terminat armata?
Ce a urmat? Stai să mă gândesc. Câteva beții. Câteva beții, bun. Cât, da, trebuia să... Durată a cât timp? Cred că vreo două săptămâni a trebuit să mormântăm acei doi ani oribili. Un an și patru luni. Mai puțin, că eu am plecat cu o lună, cu două săptămâni mai târziu decât ceilalți. Și m-am eliberat cu leatul meu. Deci o lună de... O lună am fentat-o, da. Un an și trei luni acum. Fiecare zi contam. M-am eliberat de ziua lui Eminescu pe 15 ianuarie 1988. Și pentru mine a contat. Sunt un om care mănâncă simboluri. Mă hrănesc cu simbolistică, cu lucruri subliminale, ascunse și... Nu întâmplător m-am liberat de ziua lui Eminescu pe 15 ianuarie. Și m-am dus în Botoșan, pe strada Mihai Eminescu, la profesoara mea de limbă română. Așa. După perioada aia m-am angajat la școala din satul meu, în locul unei profesoare care lipsea, era gravidă, ceea ce pe atunci era aproape obligatoriu. Da. Ea era din București, ajuns în satul al meu, prin repartiții de alea forțate, fără nicio legătură cu vocația ei, cu dorințele, cu... Și am predat limba română cât două luni sau trei luni, nu știu, până s-a terminat anul școlar. Și după aceea m-am hotărât să... am lăsat acolo corigenți pe toți, că nu știau în clasa 8-a să scrie, să citească, le-am pus la tot. Le puneam 10 note de 4 și o notă de 5 în teză. De ce era așa de sever? Dar nu știau să citească, nu puteam să predau nimic, trebuia să treacă. Erau în clasa 8-a, chiar și intra, era și clasa 10-a în sat la mine, era un sat foarte, cred că și acum e cel mai numeros, satul cu cea mai mare populație de copii. Și chiar nu știau să citească, și nu puteam, cum să-i pui 5 sau 6. Și la mișto le puneam 10 note de 4, le înghesuiam acolo și un 5 în teză. Și matematica comunistă reușea să când adun 10 de 4 și cu un 5, făcea 5. Bun, asta deci era așa sever, dar pe de altă parte, dacă ar exista în continuare profesori de genul ăsta, probabil crește puțin nivelul. Nu era sever, că nu mă interesa ce se întâmpla cu. Mă duceam că luam amuzare, eu crezi că aveam vocații. Sau... Nu era sever, dar... Mă rog, apreciai corect. Nu știi să citești, n-ai cum să promovezi, nu? Ceva de genul ăsta. La început le-am pus 2. Cum? La început le-am pus 2. Și după aceea ți-au spus, bă, trebuie să promovezi. Sau... Da. Pune 4 ca să putem să încheiem 5, media. Așa, bun, ai lucrat 2 luni ca profesor? Nu 2 luni, februarie, martie, aprilie, mai vreo 4. Prin februarie, martie am început și până pe 15 iunie și nu prea mă duceam pe la școală, că mă duceam mai mult pe la ceea ce făceam și în liceu, mă duceam foarte mult pe la festivalul literar din țară. Gelu Dorian era prieten, Emil Iordache, Dumnezeu să-l ierte, era la Caiete Botoșeneni, era prieten cu ăștia de la Comitetul de Cultură și Educație Socialistă. Uite ce frumos sună. Și ăștia mă trimiteau pe la fel de festivaluri din țară. Și vineam de acolo cu diplome, cu hârtii, cu bilete de tren, le arătam la director, n-aveau ce să comenteze. Nu era bine și pentru școală atunci. Era un dezinteres total. Deci în școală nu se întâmpla. Erau câțiva profesori care se îmbătau în fiecare joi, ne adunam, aveam joia tineretului. Se lua lumina, n-aveai lumină, aveam un casetofon de ăsta cu baterii și ne adunam și ne îmbătam și n-aveam mâncare. Toți profesorii erau veniți de prin țară, de pe la Buzău, de la București. N-aveau nicio treabă cu satul meu din comuna Albești, județul Botoșani. Și n-aveau nici mâncare la chefurile alea. Delegam pe unul dintre noi și se ducea la Botoșani, cumpăra conserve de pește cu greu, le găsea, de pe la Basarabeni, de pe de pe piață. Era o piață, o bursă neagră a bunătăților, adică o conservă banală de pește pe care acum o găsesc, se prăbușește în cap când te duci la magazin. Și conservele alea, fetele le luau și le amestecau cu ceapă, făceau niște chestii și cu pâine care nu se găsea. Dar la țară, în jurul nostru, creșteau lanuri de grâu până la cer, se duceau vagoane de grâu la export și noi nu aveam pâine acolo în sat. Și făceam câte un chef. Tot ce ne lipsea, suplineam cu băuturi. Nu avem aia, mâncare, băutura se găsea, aveau țărani pe acolo, pe în sat, aveau vie, făceau rachiu, aveau și copii care trebuiau să treacă clasa. Și mai vineau cu rachiu? Era 10, o găleată de 10 litri, era o notă. Da, și vinea nepoată, mi-a spunea, uite, mi-a dus 10 litri de vin și îți pun nota 8. Astfel, nu ne interesa nici pe mine, nici ceilalți, nu aveau niciun interes. Nu vocație, nu hai să facem copii, erau niște tineri trimiși ca
deportați de prin satele lor, din orașele lor, deportați în satul ăla. Să facă 10 și clase, să se facă normal la parte. Și de profesor. Bun, și copiii la fel, bănesc. Ei, copiii învățau, ei cât învățau, care învățau. Dar e vorba că profesorii nu-i trăgea inima deloc. Da. Ei se simțeau deportați acolo, n-aveau de gând să rămână în satul ăla, nu-și întemeiau familie acolo, nu-și vedeau un viitor profesional să se ridice, să dea grade, să... Așteptau probabil să treacă acea perioadă. Era 2-3 ani care trebuie să mergi, cum era atunci cu repartiția, trebuia să... Nu știu care era regula. Până la definitiva trebuia să treacă 2-3 ani, într-adevăr. Nu știu că la repartiție, când primea, cum era în perioada comunistă, trebuia să stai o perioadă, 2 sau 3 ani unde a primit repartiția și după aceea puteai să pleci. Nu mai știu. Erau cei care, acolo ajungeau cei care n-au avut pile să nu respecte repartiția. Cine avea pile se ducea, lua negație, se ducea la angajator și le spunea că n-am loc pentru el și până la urmă ajungeau tot unde vroiau ei. Luzerii sau ieși corect sau oamenii lipsiți de noroc ajungeau unde îi trimitea partidul și cred că îi trimitea cu un aparat de la de cum învârți bilele la loto și tu te duci acolo, adică n-avea nicio noimă să te trimite de la Cluj, dar nu era nevoie de un clujean la Cluj sau prin satele de lângă Cluj, să fie aproape de maică sau să mai îngrijească. Avea partidul logica lui. Dar logica asta mi se părea că era făcută împotriva omului și cumva cu dispreț, în bătaie de joc. Când nu-i găsești noimă unui lucru și cineva face peste capul tău lucrul ăla, se pare că te ia la mișto. Vrea să-și bată joc de tine. Și exista o stare de nemulțumire, de revoltă pe care noi o reprimam prin aceste joi ale tineretului. Bun, și care se simțea în educația copiilor. Nu-i interesant. Da. Știa că nu rămâne acolo, știa că nu se leagă de... Da. Bun, ai stat câteva luni, ai terminat... După care am început, în 88 se întâmplă asta, am început o boemă cumplită. O? Boemă. Așa. Nu lucram nicăieri, nu vroiam să mă mai duc acolo, că nu mă trăgea ața, nici nu aveam talent, că aș fi putut să mă duc, să lucrez în continuare, în învățământ. Dar nu aveam talent pedagogic. Eu simțeam lucrul ăsta și e ca și cum aș fi păcălit pe mine, plus că vedeam că nu se ridică nimeni din mâna mea să iasă ceva din el. Și am început un trai foarte rebel, așa, stăteam prin gară, în Botoșan, prin cimitir, dormeam, aveam un cavou acolo, îmi găsesem un loc frumos. Boemă e ceva, Homer, de ăsta, om al străzii, cum spui tu, cam e altceva. Cam eram om al străzii, pentru că stăteam prin oraș, prin Botoșani, unde nu aveam voie să mă mut legal. Da. Eram legat era de oraș închis atunci cum era asta. Da. Eu aveam buletinul de Albești, dar cu Albești nu mai aveam nicio treabă. Eu de la 7 ani am plecat din Albești ăla. Și stăteai prin gară? Da. În gară, la cimitirul Eternitatea, un foarte frumos cimitir pe care vă invit să-l vizitați. Era cavou Marianei Postelnicu, un foarte frumos cavou cum intri pe stânga, așa, cam pe la jumate, și care era o gazdă perfectă. Mariana murise prin 1942. Și dormea acolo. Da, era răcoros, liniște. Nu, bun, era răcoros vara, dar iarna? Iarna mai stăteam pe la prieteni, am stat la un poet, la alt prieten, la alt prieten. Bun, și de ce trăiai? Din stipendii, din concursuri de bancuri. Îți spuneam un banc și dacă nu știai, trebuia să... Aveam noi un grup. Cu Florentin Florescu, cu Cătană, care a făcut fabrica de vodcă Voronskaya. Pe atunci era depănător TV la Modarom, Nicu Modarom, un tip cu un umor extraordinar. Și ne adunam acolo și făceam trafic de bancuri între noi, politici. Dacă îți spuneam un banc și nu îl știai, îmi dădeai 5 lei. Dacă ți-l spuneam și ziceai poanta, îți dădeam eu 5 lei. Și atunci aveam grijă să spun niște bancuri pe care nu le știa nimeni. Le scoteam de prin cărți, de prin romanele umoristice, de la Marin Preda, de la băieții nu prea citeau și îi prindeam. Și o zi, două, trăiai din bancul ăla, că după aia avea o răspândire atât de rapidă, că în două, trei zile știa tot orașul bancul ăla, dacă scoteai unul nou. De asta. Mai câștigam... Am publicat niște poezii, mi-amintesc, la Slast, la suplimentul literar al Scânteii Tineretului, și mi-au dat 500 de lei. Mulți, foarte mulți bani. Foarte mulți. Am avut bani. Era 30 și ceva de lei biletul de tren până la București, 37 sau nu știu cât. Și m-am dus la București cu bani de împrumut și am mers pe jos de la gară și până la Uniunea Scriitorilor, că acolo era, de acolo ți se caseria. Și la Uniunea Scriitorilor mi-a zis că stai că nu e la noi, du-te la Casa Scânteii, că m-am dus pe jos, nu cunoșteam orașul. Am mers de toți banii ăia, dar 500 de lei era o sumă enormă.
mai câștigam premii literare, mă duceam la toate concursurile. Concursurile erau bune că timp de o săptămână aveai cazare, masă, da, autocar, te plimbau prin fabrici, prin uzine, să vezi marile realizări. Da. Puneau deasupra festivalului un titlu de la pompos comunist, sub flamuri de partid biruitoare. Mi-am de exemplu, la Deva, cu președintele jurului George Țărnea. Nu dai seama, Țărnea și flamurile, da, aveam ce treabă. Dar noi scriam, așa se chemau concursurile, însă noi scriam poezie, nu scriam poezie, da, patriotică. Bun, și cât a durat viața asta? Hai, spune-mi boemă, cum ai zis tu. Până la Revoluție. Cu mici întreruperi, așa, m-a mai dus câteva luni. Deci mai... un an și... 88 din toamnă până, da, la 89, un an și... La un moment dat, ăștia mă căutau să mă ia la... să mă trimită la mine, să muncesc. Pe ce făceam eu, contravenea regulilor. Aia spunea, da, că erai obligat, da, erai obligat să muncești în perioada, da, comunistă. Eu vreau să muncesc, dar nu cum vroiau ei. Eu vreau să muncesc altfel. Bun, și nu te-au găsit? M-au prins prin gară, m-au dus la miliție, la Botoșani, m-au ținut o noapte acolo. Era un ofițer deștept și a dat seama că domnul Ionu, ăsta nu e infractor, nu-l mai aduceți la noi la miliție. Deci, dar îl prindem prin gară. Păi lăsați-l, că ce zic facem? A pus să frec podelele pe acolo, am dat cu mopul, așa în glumă, ca să vadă și ceilalți, da, da, că mă pune și pe mine la treabă. Și eu nu m-au mai deranjat. Erau doi polițiști la gara, milițieni, la gara de nord. La gara de nord, la gara... La Botoșani. La Botoșani, Botoșani în nord. Așa. Da, bine, tu. Sau la gara din nord atunci. Da, că, da, da. Aia se mai rățăiau la mine, îi evitam, că îi știam când se iei de tură, mă duceam și dormeam, ba la Florentin Florescu, ba la Ticuță Bojescu, ba pe la Cămin, aveam un prieten, Vasilea Gavriloae, care a devenit după aceea milițian și stătea pe la un cămin de la fabrica de mecanică de acolo, stăteam pe la cămin din familie. Da, haine aveai. Aveam o inventivitate și mi-nu vine acum a crede cum dracu mă ducea mintea să supraviețuiesc în condițiile alea. Că acum mi se pare totul mult mai greu când sunt liber și pot face atâtea. Fiecare nouă încercare, mi se pare că e o fundătură unde se termină totul. Dar atunci aveam forța tinereții, aveam nebunie, aveam inventivitate, aveam o durere în cot imensă de tot ce se întâmpla în jur și găseam soluții de supraviețuire fără umilință, că mă duceam la prieteni care mă primeau cu drag. Și găseam soluții. Și am supraviețuit. Bun, dar aveai haine cu care să te schimbi sau le... Cam aceleași. Aveam o geantă în care aveam cărți, manuscrise și două, trei tricouri. Nu pot să zic că eram îmbrăcat foarte bine. Ești convins. Cred că aș exagera dacă aș spune că eram și curat. Iarăși convins că la viața pe care a deschis-o e greu să... Da, era o problemă și la prietenii mei. Vorbeam cu unul, mă întâlneam la cenaclu. Vin la tine să fac o baie și el făcea cam oromete. N-am apă caldă. Adică nici ei n-aveau. Da, că pe vremea asta uitați. Pe da, vremea aia și cu apa caldă erau, da, probleme. Da, da, da. Și mă invitau așa, făceau, se înțelegeau. Băi, la noi se dă apă caldă în ziua de. Da, chiar era pe săptămână, în 3 ore. Joia pe la Cutare mă duceam să fac baie, fie la Ticuță Bojescu, fie la Buru, aveam un maestru de la textila. Știu unde făceam baie predilect, la fabrici. Aveau mă invita, băi, avea da, câte un prieten pe acolo, da, mă invita și făceam la dușurile odată cu muncitorii, cu muncitoarele aș fi vrut, dar nu era loc. Făceam cu muncitorii. Se găseau soluții. Bine, am încărcat și vagoane la Siloz, la Botoșani, a fost zilier acolo, am încărcat vagoane, trimiteam vagoane la export. Ca să câștigi niște bani pentru traiul zilnic. Da, și da, plăteau bine. Da. Câștigam mai bine decât un profesor. Bun, deci asta până la Revoluție asta ai făcut. În primele zile ale anului 1990, deci imediat după Revoluția în 1989, ai început să scrii ca ziarist. Da. La Atitudinea. Cred că pe 19 februarie 90 am publicat primul articol. În ziarul foarte... Atitudinea din Botoșan, da, 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 da. Bun, acum poate răspunsul e firesc, dar... Profesorul nu te vedeai, nu mă vedeam nimic. Da, nu te vedeai nimic, da? Să vedeam să te mai ajuns în presă. Dacă mă întreba cineva ce vreau să fac, nu știu. Orizontul meu era foarte îngust, de pe o zi pe alta. Știam clar că vreau să citesc, vreau să scriu, îmi plăcea foarte mult să stau la discuții, să comentez cărți, dă-mi să văd ce am mai scris. Eram un critic foarte bun la Cenacul. Toată lumea, când venea cineva să citească, vrea să-i comentez eu textele. Aveam asta la bază.
dar nu aveam niciun plan. Toate planurile pe care ți le făceai în viață pe vremea aceea trebuia să aibă în spate și un suport, adică cineva, băi, să mă ajute părinții cu tare, vreau să fac, eu eram singur pe lume, nu mai treceam pe acasă, tata n-avea nicio responsabilitate, nicio autoritate asupra mea și nici mama. Mama se mutase pe la Ploiești, tata încolo, eu pe la Botoșani. Eram rupt de toată lumea. Era greu să-ți construiești planuri de viitor când în prezent nu aveai sub tine nimic. Nici măcar o plasă de siguranță așa mai rară. Nu? Era o aventură de la o zi la alta să trăiești. Planul meu era să trăiesc a doua zi. Nu-ți doreai mai mult. Într-adevăr, în sinea mea mă visam scriitor, dar nu vedeam cum. Cum n-avea să faci asta? Că știam că să scrii trebuie să te duci la nu știu ce edituri care nu te primeau, care mârâiau și care crâiau. Știam povești de la Gelu Dorian, cartea lui Poeme Introductive, am avut-o în armată și în povestea cât de mult i-au schimbat și ce supărat era. El a dat o carte la editură și a apărut alta. Da, că trebuia să aibă girul partidului să treacă de corectură. Un text și spunea pe unde scria el îngeri, i-au pus fluturi. Din toate poemele. Și Gelu pe vremea aceea scria o poezie foarte apropiată de mistic, de metafizic, de religios. Ceea ce nu contrazicea. I-au făcut un băiețe să dea bine. Dar nu mai era cartea lui. Știi? I-au castrat-o, i-au făcut ceva. Și mă temeam că se întâmplă același lucru. Chiar nu ar fi fost un compromis pe care cu siguranță nu aveam de gând să-l fac. Să scriu și cineva să-mi rescrie textele ca să sune bine, să sune conform. Conform ideologiei vremurilor respective. Direct și gata, nu mă mai implic. Bun, dar vine revoluția și ai scăpat de acest stres, să zicem, această povară că cineva adevărul este că nu am scăpat chiar atunci. Mintea mea fusese formată într-un fel, nu de a doua zi m-am luminat. A trecut un timp să mă luminez. Îți amintești că după Revoluție, scriitorii importanți din perioada comunismului, sau mă rog, din ierarhia oficială, Fănuș, Neagu, Cutare, n-au mai scris nimic. Erau debusolați, nu știau, erau învățați să scrie într-o lume nouă. Și au trecut 10-15 ani. În 97, când am scris eu Viața literară pe Bahlui, Brumaru, Ursachi, aveau câte 15 ani de când nu scoseseră o carte. La 7 ani după Revoluție. Da. Încă nu scos. A trebuit un timp să se limpezească, să preban, iarăși n-a scris. După aceea când s-a apucat. Ei, și nouă tinerilor ne-a trebuit o perioadă de limpezire, de orientare în noua geografie. Nouă ne-a fost mai ușor pentru că încă nu fuseserăm deformați profund. Da? Eram tineri, eram greu de educat, eram niște mânji sălbatici zburdând prin comunism. Nu prea ne-a avut când ne pună căpăstru. Da. Da? Și atunci am fost mai ușor de convertit la libertate, la noua realitate, care atât de mult diferea de-a lumea, nu-și dădea seama. Mulți proști din poporul român care au votat masiv cu comuniștii, după ce au dat jos comunismul, și au votat pe comuniști. Da, oamenii nu și-au dat seama ce uriașă schimbare se întâmplă în viața lor și în lume. Și-au dat seama mai târziu și unii n-au vrut să recunoască și au stat cu încăpățânare în niște convingeri care sigur nu erau ale lor, pentru că nu erau firești. Nu era firesc să te bați în proces pentru o bucățică de pământ pe care vrei să ți-o recuperezi, da? Cu legea funciară și în același timp să susții comunismul și pe comuniști. Era nefirea. Eu cred că era doar o încăpățânare, le venea greu să renunțe la tinerețea lor, la lucrurile, la felul cum fuseseră crescuți în comunism. Ei s-au dezmeticit mai greu și unii niciodată. Noi ne-am dezmeticit foarte repede, cred că prin primăvara lui 90 deja aveam niște convingeri, simțeam eu atunci așa un entuziasm să mă duc spre politică, spre liberalism, nu spre Partidul Liberal care acum e de toată jena, spre ideea de liberalism, pentru că ieșind din comunism aveai de nevoie de niște linii ca să te orientezi. Orizontul era prea larg, prea mult orizont te zăpăcește. Eram tineri și aveam totuși o direcție. Mai ales după ce ieșai din acel orizont închis. A fost o perioadă de dezbateri foarte aprinse,
pro-contra cu Florentin Florescu, cu Cristian Bădiliță, care publica niște articole anti-FSN în Atitudine, cu scriitorul Constantin Iftime, care era un pic mai, cu vreo 10 ani mai mare decât noi și mai experimentat și mai publicat și mai citit și mai înțelept și ne mai dădea așa drumul la robinetului de înțelepciune ca să luăm și noi câteva picături. Și din discuțiile astea, din presă, din cărți care ne fuseseră interzise până atunci, încet, încet, încet am început să punem în noi ceva din seva democrației care până atunci ne lipsea. Și în felul ăsta, când am preluat Atitudinea, fuseseră 2-3 numere înainte, fuseseră scrise de niște tineri care nu prea știau ei românește. Și atunci am venit eu cu Florentin Florescu, nu știam să punem și virgule. Asta, cum ai venit? Apăruseră 2-3 numere, eu m-am întâlnit cu Florentin și el mi-a arătat numărul al treilea plin de greșeli, dar greșeli colțuroase, nu așa, adică era cine ești dumneata, domnule Zăiceanu, pe prima pagină, fără întrebare, fără virgulă, virgule, provocativ, fără întrebare la final, poze aiurea, titlul prostești, scris agramat, mi-am inteles că era un anunț dat de mulțumire către formația Azur, care a sprijinit cu banii din concert, a sprijinit apariția ziarului și noi eram anti-manele, muzica asta, aveam altă cultură, alte gusturi și atunci am reformat cu totul ziarul. Ați vrut poate să preluă, să faceți o treabă acolo? Să da, și ne-au lăsat. Noi nu ne pricepem, suntem șoferi. Ăla care a făcut Constantin Cristescu chiar era șofer din gașca de la Autobaza 1, Marfă, Botoșani. Șofer, șofer. Da. Și, da, un tip foarte întreprinzător, isteț, a făcut ziarul și după aia vi-l las vouă. Mai scria și el un articolaș din când în când acolo. Dar în rest, eu și Florentin Florescu am luat Atitudinea și dintr-un ziar al tineretului, cum se își zicea, l-am făcut un ziar de frondă, un ziar de opoziție. Noi l-am intitulat, l-am subintitulat în mintea noastră așa, cu o formulă din Cațaven, cu comitet de luptă împotriva celorlalți. Noi eram împotriva tuturor, nu contează. Și pe vremea aceea, ca să dai în FSN, în Botoșani, unde FSN-ul luase 80 și ceva sau 90%. Era un alt de curaj. Da, am luat și bătaie. Ne-au murdărit sediul de la, ne-am dus să facem la Țărăniști, le făceam un mic ziar opinia, tras la șapirograf, deci îl scriam pe foaia 4, scris la mașină, cu grafică făcută de un grafician manual, lăsam loc spațiu ca să deseneze el ceva și după aceea multiplicam la șapirograf o mașinuță la care învârteai cu mâna o coarbă așa, vremuri, și... Da, ca ilegaliște, da. Și au venit feseniști noaptea și ne-au mânjit sediul cu rahat. Eu nu știu cum au avut, de unde au obținut atâta. Era greu de găsit pe vreme. Bă, dacă mă pui acum să te aduc două găleți, ezit, că nu știu de unde, dar ei aveau. Și au avut și tăria de caracter și olfactivă și de toate felurile să stea să murturească geamurile, clanța și să scrie. Democrația deci, la Botoșan să... Jos țărăniști, liberali, vânduții. Bă, nu eram nici cu aia, nici cu aia. Pur și simplu îi ajutam pe aia, că dădeam și, dădeam și în ei. Dădeam și în liberali. Războiul nostru principal era cu FSN-ul. Și am luat și bătaie, m-a prins în piață, mi-a dat cu o doagă în cap, un coleg de-al nostru a fost bătut, Florentin la fel, era periculos să scrii anti. Și încet, încet, foarte mult, reușeam să vindem 3.000-5.000 de exemplare. Dar imediat, în aceeași zi, ceea ce pentru Botoșani era colosal, era acum este fantastic. Nu mai e fabulos, nu mai există așa ceva. Da, da, da. Bun, și aveam acest public care gusta felul nostru de a interpreta actualitatea politică de acolo. Da. Făceam și bășcălie, făceam și analiză politică și din acel moment, chiar de la început, m-am dus spre reportaj. Aveam scurtul meu exercițiu de proză din armată, un beneficiu enorm. Și mi-a venit cumva firesc să scriu reportaje în loc de știri. Nici nu dădeam știri, că era săptămânal, n-avea rost să dai știri. Și am început să scriu reportaj de 90, la început foarte prost, acum când recitesc textele sunt pur și simplu jalnice, rușinoase, dar e o etapă de creștere. Bun, și când a apărut șeful tău, Saddam Hussein? La un moment dat, ziarul ăsta care a fost făcut din entuziasmul tinerilor a fost preluat de Fundația Județeană pentru Tineret, care prelua a fost UTC. Și în felul ăsta m-am trezit cu un șef peste noi și care a adus peste noi niște redactori șef pe Ailenii, care fusese corespondentul Scânteii la Botoșani. Ne-a pus un comunist, nu era anticomunist, ne-a pus... Un fesenist, doar era bunesc cu fesenist. Bă, l-am terminat, Dumnezeu să-l ierte, că i-am adus 5 litri de rachiu să le dea șpagă la inspectorat și el le-a băut și a murit, că era un alcoolic în pauză.
și l-am găsit mort pe ziare. E sinistru, dar asta e realitatea. Am povestit undeva. Dumitru Ailin îl chema pe corespondentul Scânteiei, care a ajuns șeful nostru al anticomuniștilor. După aceea ne-a adus un redactor șef pe Eugen Hrușcă, Dumnezeu să ierte. Și ăsta, scriitor la gazetele comuniste. După aceea l-a adus pe scriitorul Dumitru Ignat, care era un tip cu 20 de clase peste comuniști din fața lui, un tip deschis, era scriitor, iubitor de jazz, de literatură americană, era cu totul și cu totul alt om. Dar n-aveai loc unde să te exprimi în Botoșan. Peste noi, ăsta era redactorul șef, dar peste noi era directorul Fundației pentru Tineret. Mă gândesc că a început și un fel de cenzură așa, sau ceva de genul ăsta, sau poate anumite limitări ale libertății de exprimare pe care aveați, nu? Nu. Nu, pentru că nu prea se uita. La început nu se uita un ziar să vadă ce scriem noi. Era o libertate, era și spiritul ăla de libertate peste tot în țară. Era greu să vii. Da, greu să vii, să impui, nu scrie sau... Da. Scriam ce, oricum, dacă nu scriam noi, nu scria nimeni. Era ziarul gol. Scriam cam ce vroiam noi. Până am scris împotriva șefului. Acolo m-a cenzurat. Ce, împotriva șefului, în atitudine te referi sau nu? În atitudine am scris un articol împotriva șefului meu, așa, directorul Fundației pentru Tineret, în momentul în care ziarul Atitudinea, mă rog, săptămânalul Atitudine, era al Fundației. Și când am dus articolul la tipar, ziarul la tipar, cineva de prin tipografie l-a informat pe acest sinistru Macovei. Vezi că apare ceva împotriva ta. Și l-a oprit ziarul. Așa. Apoi a urmat un articol... Același articol. Saddam Hussein se ascunde la Botoșan. Deci același articol. Da. El era deja cules. Am înțeles, da. Da. În tipografie era Zațu. Deci am înțeles, numai l-a anunțat și n-am mai tipărit ziarul. N-a tipărit articolul, l-a pus altceva. Da. Și eu m-am dus în tipografie, că deja lucram cu băieții acolo, făceam și asta. Învățasem foarte repede să pun literele cu mâna, să corectez, să citesc de-andoasele, plăcuțele alea de plumb. Și m-am dus și am luat Zațul ăla în brațe, 3 kg de articol așa, și a venit cu el la Suceava. La Suceava, la Tinere Revoluție, primul ziar liber apărut în Suceava după Revoluție, unde ai publicat articolul Saddam Hussein se ascunde la Botoșani? Care a fost cenzurat la Botoșani. Care a fost cenzurat la Botoșani. Saddam era chiar cel care mi-a... Da, de-aia te-am întrebat de șeful Saddam Hussein. Articol pentru care a fost condamnat la 3 luni de închisoare. Cu executare. Cu executare pentru baza unei legi din, scrie tu, în anii 70 ceva, care fusese abrogată. Nu fusese abrogată. Cum nu fusese abrogată atunci? Nu, era în vigoare, dar... Era caducă. Da, era caducă. Pentru că nu fusese timp să stai să iei fiecare lege comunistă și să o anulezi. Da? Era caducă. Era o lege din 74 care începea așa, în Republica Socialistă România, presa aparține Partidului Comunist, sindicatele și organizațiilor obștești. Nu mai era nici Republica Socialistă, nici sindicate, nici organizații obștești. Și, mă rog. Bun, despre momentul arestării... Și a codului penal. Deci, legea asta și codul penal, care pe vremea aceea pedepsea cu articolul 205 și 206 calomnie și insulta, îi pedepsea pe ziariști. Pe timpul lui Ceaușescu nu fusese aplicat... Nu putea să ajungă un articol. Da, era cenzurat înainte de a ajunge în presă. Dar era și articolul 207, proba verității, în care tu, conform codului penal de atunci, trebuia să dovedești că este adevărat ce ai spus. Dacă eu spuneam că ăla are două coarne... și coadă de drac și trei amante și nu puteam să dovedesc asta, ok, era calomnie. Dar dacă era, cum am zis eu, că a transformat Casa Tineretului într-o speluncă, Casa Tineretului unde ani de zile am fost la cenaclu și se întâmplau lucruri grozave acolo, așa comuniste cum erau, cu noi nu ne durea capul de comunism, noi ne vedeam tot de poezia noastră, de muzica noastră, de tinerețea noastră. Dar acolo nu aveam unde să ne ducem, în pădure, mergeam la Casa Tineretului. După Revoluție, Casa Tineretului a ajuns, cum am scris eu în articol, o speruncă. Și puteam să dovedesc lucrul ăsta foarte bine, să fac proba verității. Tu n-ai participat la proces, între timp te mutasești la Iași la timpul. Atitudinea a apărut un an, din februarie 90 până la sfârșitul lui ianuarie, deci fix un an, până la sfârșitul lui ianuarie 91. Din ianuarie 91 am început să scriu la timpul din Iași, le trimiteam niște reportaje de prin Botoșani. Fără ca ei să mi le fi cerut. Eu le aveam.
Da? Hai că le scriu. Hai și ce fac? Cui să le trimit? Eram legat sentimental așa de, de ea și citeam, era Opinia Studențească acolo, ziar care, pe care lumea și-l smulgea din mâini. Da. Miercurea când veneam Botoșani, mă duceam la 3 dimineața în gară să prind trenul, ca să nu rămân fără. Trenul care aducea presa, să nu rămân fără. Și le-am trimis la, la Iași. Erau numai scriitori acolo la revista Timpul și am observat că mi le și publicau. Nu mă plăteau, nici nu spuneau că le-au publicat. Le găseam eu prin ziua. Nu cunoșteam pe nimeni acolo. Și o perioadă am... nu mi-am amintesc cine din... am venit în Suceava să caut reviste porno. Reviste porno, ce, ce te referi la suplimentul acela al tineretului Revoluției, că suplimentul tineretului Revoluției avea, era un moment dat... Cineva din Botoșan vrea să scoată o revistă porno. Da. Ca să facă bani. Și m-a rugat pe mine să o machetez, că eu deja am zis că lucram în tipografie, știam să umblu cu uneltele alea, cu unitățile de măsură din tipografie, cu Cicero, cu dursuri, cu... Și m-a rugat pe mine să-i fac revista aia și... Acum aș strâmba din nas. Atunci mi se părea... ceva firesc. Ți amintești de ziarul Oblio? De... da, erau da, pline de așa uite, ceva. Uite, spunând așa, mi-aduc aminte că era plin de reviste porno. De astea deci grosolane, urâte pentru vremurile astea. Atunci era ceva așa de firesc. Mie mi-a plăcut ideea pentru că ăla de la Botoșani vrea să facă ceva select, adică hârtie cretată, color, nu mizeriile alea. Care au pe piață, nu? Da, da. Și nu mi-amintesc că, cred că tot pe la voi pe aici, pe zona venită, avea cineva o colecție de reviste porno. De reviste, le publicase o parte, dăm și mie. Și am venit și pe aici, m-am dus pe la București să-i le adun, până la urmă n-a mai apărut revista aia, dar ca să-ți dai seama așa, ca mijloc de supraviețuire, unde ajunsesem. Da, da. Știi? Am scos o revistă șapirografiată la Țărăniști, a fost o perioadă foarte grea, după, din 91 până în toamnă. Adică dar am supraviețuit. Că n-aveai cu ce, din ce trăia asta, bănuiesc. Stăteam la un prieten, la poetul Vasile Curcuță, care l-am rugat toată viața să schimbe numele de poet și n-a vrut. Mă rog, nici Lisoi nu sună prea bine ca scriitor așa. Stăteam în gazdă la el, după aceea am stat în gazdă la poeta Despina Păduraru, eram prieten cu soțul ei, ei s-au despărțit, s-au certat, eu am rămas prieten în continuare cu el. Dar, bun, ai supraviețuit până la urmă, era poate mai puțin greu decât în perioada dinainte de Revoluție, deși încerai și mai tânăr, între timp ai trecut la alt nivel. Da, m-am... Bun, asta, povestea cu povestea, întâmplarea cu condamnarea, nici n-ai fost citat, ai fost citat la tribunal la Botoșani, tu ai povestit... Conform codului penal de atunci, dacă nu ți se știa adresa, se punea citația la vizierul judecătoriei și pe ușa primăriei. Și s-a pus. Deci ei au îndeplinit procedura. Dar tu erai la, între timp erai plecat. Erai la Iași. Între timp, fiind la Iași și scriind la săptămânalul Timpul care apărea în toată țara, eu mai aveam proces și în Caraș Severin și în Constanța și nu mai știu pe unde. Și nu puteam să mă duc să umblu pe la toate primăriile, să bazi la ușă, dacă să mă uit să văd dacă m-a mai dat cineva în judecată. Eu făceam o muncă publică, se știa unde sunt, a fost un aranjament. Lucrurile sunt mult mai complicate. Și pur și simplu nu m-au chemat când trebuia. Da, nu te-au chemat în baza faptului ăsta, te-au și condamnat, în fine. Ai executat doar 19 zile din sentință. Pe mine m-a amuzat. Condamnarea ta a produs un scandal internațional. A fost un consilier al președintelui Bush pe probleme de Europa de Est, viziteze în Ștefan închisoare. Fischer Galați. Da? Istoric. Și în urma vizitei consilierului Bush a propus Congresului American să nu mai acorde clauza... Nu, a zis că va propune. Că va propune, pentru că lui se părea scandalos ca în România mai apucat, democratică. Probabil, între timp s-a rezolvat. Dar ce m-a amuzat cea mai tare a fost că un prieten de-a tău, Titus Cea, a anunțat. S-a dus la ambasadorul Irakului. La ambasada Irakului de la București. Da. Să-i spuneți despre condamnare. Iar ambasadorul l-a sunat ministrul de externe de atunci, Adrian Năstase, să-i reproșeze că în România este considerată o jignire asemănarea cu președintele Saddam Hussein, pe care îl reprezenta. Da. Dacă eu m-aș duce acum în sat la mine și văd niște oameni călbat pe unul, băi, de ce-l bate? Că seamănă cu Tiberiu Avram. Eu aș spune, stați-o dacă Tiberiu nu e un monstru, de ce să-l bateți pe ăsta, nu, doar că seamănă cu ăla? Cam așa a gândit și ambasadorul. Fost, dar era la nivel tuturor. La nivel diplomatic, da. Adică tu spui că ești Saddam Hussein și ăla cu... Prostul de judecător a consemnat, și zic mot-a-mot,
a consemnat așa, se condamnă la închisoare numitul Cutare, care l-a asemuit pe cetățeanul Macovei cu conducătorul irachian de tristă faimă internațională, Saddam Hussein. Bine, așa, scris se... cu un D, cu un S, da, că da. Nu aveau ei treabă cu grafia corectă. Fapt ce ar fi putut să-i aducă acestuia grave prejudicii morale. Deci, ar fi putut, nu s-a dovedit că... Nu s-a dovedit că i-a adus, da. Domnule, chiar, uite, i-a tăiat salariul, cineva l-a înjurat pe stradă, l-a bătut, că am scris da. Eu că nu s-a dovedit nimic, dacă scriam că e frumos ca Florin Piersic, nu câștiga niciun premiu, da? Plus de asta a scris Saddam Hussein, conducător irachian de tristă faimă internațională. Sentința judecătorească care se dă în noi președintele României, da? Da. Se dă în numele, este un act oficial al statului român. Un judecător nu poate să facă într-un act al statului român considerație de genul ăsta. Noi doi stând la o bere, cu... normal avem de luat și bani de la ei, datoria de 7 miliarde de dolari. Noi doi stând la o bere, putem să spunem că Saddam era idiot. Evident, sau... tot, da. Dar un judecător nu poate să spună lucrul ăsta într-un act oficial al statului român. Și a urmat un scandal diplomatic. Ambasadorul l-a sunat pe Adrian Năstase, Adrian Năstase l-a sunat pe Traian Popa, Ulpiu Cherecheanu, vice memorian, care era procuror general, a vrut să dea recurs în anulare, atunci se putea, conform codului penal, pur și simplu se anulează sentința. Dar asta nu însemna că ești nevinovat. Și am zis că nu vreau recurs în anulare. Ar însemna să eu să accept că l-am calomniat pe individ și că acum, ok, beneficiez de milostenia statului. Și nu vreau. Voi scandal. Și au găsit o formulă foarte... După scandal a fost mult mai mare. A fost o emisiune cu Răzvan Teodorescu și cu Valeriu... Emanuel Valeriu. Emanuel Valeriu, care era un comunist împuțit, un susținător al lui Iliescu, a avut o emisiune cu Răzvan Teodorescu în seara când era Titus cei la București și Emanuel Valeriu, ziarist sportiv și m-a apărat. A spus, dar nu se poate, n-a furat, n-a făcut, a scris, dar uite ce scrie Vadim, în ce hal se face presa noastră și ăsta e un articol foarte decent. Nici măcar nu l-am înjurat, nici de frate, nici de mamă, doar am spus că a distrus chestia aia. Prin prostul management. Și de-aia am și zis Saddam Hussein că lua hotărâri fără să noi. Să consulte cu ceva, da. Eu eram în Consiliul de Administrație. Da. Trebuia să hotărâm și noi. El lua de capul lui. De-aia am zis că se comporta ca un dictator. Bine, și semăna un pic așa. Avea muscaca aia așa. Și Emanuel Valeriu, comunistul, m-a apărat și luminatul om de artă și de cultură, Teodorescu, foarte bine i-a făcut ziariștii să facă pușcărie, care scriu așa despre... Da. Ca să vezi cum o cultură enciclopedică precum a lui poate să nu însemne nimic când e vorba să te orientezi în lumea reală. Da? El probabil că în cărțile lui de bizantinologie acolo era geniu și când îl puneai să orientezi era tot fesenist. Tot cu Iliescu și tot cu... Bun, cum a fost acea perioadă de închisoare? Și cum ai ieșit până la urmă? Să zic întâi cum am ieșit, ca să nu uit, sentința a fost dată, deci am fost dată în urmăririi generale, sentința a fost dată în 91 ianuarie, eu mă mutasem deja, stăteam la Costoleni, la Iași, la vreo 30 km de Iași, eu m-am însurat, stăteam la socrii, la soția, cu... și poliția m-a dat în judecată și în urmăririi generală și a dat telefon... ordinul telefonic spune că avem informații că fugarul se ascunde la socrii săi. Eu mă ascundeam, scriam la timpul, apărea polițiști, scriam despre poliția din Botoșani și ei îmi dădeau drepturi la replică. Da. Apăreau în timpul, dar nu știau unde nu sunt chipurile, știi? Da. În fine. Sentința a fost dată tot așa în lipsa mea și cu drept de recurs la 14 zile de la înștiințare. Și ei tot așa m-au înștiințat afișând pe ușă la ei instanță, acasă, la WC, eu nu știu unde au pus sentința. Pe ușa instanție, așa era legal, mă rog, se prevedea legea, afișează pe ușa instanție. Lege proastă. Când lege proastă. Ai văzut la american, te caută, te urmărește până ce o dă în mână. Ți-o dă plicul și pleacă, fuge, da. Corect. Te-am înștiințat. Gata. Da. Da. Ei, la noi au afișat-o pe nu știu unde, dacă au afișat-o, că nici nu aveai cum să verifici, pentru că a doua zi o dezlipeau și puneau alta. Da, corect, da. După ce m-au arestat, eu nu știu pentru ce sunt arestat.
M-a arestat ca în filmele cu proști, cu mătru meu. M-a dus cu tot, i-a chemat la miliție. Da, n-aveau cu ce să mă duc, m-au dus la Iași cu o mașină care avea o canapea deasupra. Omul transporta o canapea, l-au luat la ocazie, i-a căzut canapea. La ocazie și te-a dus pe tine un loc din mașina cu duba. Păi dar n-aveau poliție la post acolo. N-aveau mașină la post. Da. Cred că erau două mașini pe tot județul. Ca filmul meu cu proști. La vreo 4-5 zile am aflat eu de ce să... Aveam bănuială. Că aveam atâtea procese. Aveam vreo 10 procese în curs atunci. Dar la toate mă duceam cu casetă, cu înregistrări și termina de la primul termen. Înainte de asta mai erau și alea de comisia de împăciuire pe vremuri, conform codului vechi. Am fost și la comisia de împăciuire la primărie. Și te împăcai acolo la primărie, nu mai ajungea la penal. Așa. În a 19-a zi, când s-a inflamat treaba, a început să scrie și presa românească. Internațională. Nu, presa românească n-a scris. N-a scris nimic? Nu. Doar în ziua liberării a scris ziarul din Iași, ăla fostul Flacăra Iașului. Uh-huh. Și în ziua liberării a scris în ziua liberării și o știre a dat opinia studențească pe care o am și chiar am publicat-o recent, în care spune, există un ziarist român închis, așa, da. Și în rest nimeni n-a zis nimic. Dar după ce Liviu Antonesi a transmis asta la Vocea Americii sau la Europa Liberă, nu mai știu exact unde era el corespondent, a dat știrea și Occidentul s-a inflamat. Dom'le, un ziarist închis că a scris un articol așa amărât, într-un oraș amărât de nu știu unde, Botoșani. Bine că era în Suceava și băieții de aici s-au dus cu tinerii Revoluției și l-au vândut în Botoșani. S-a dus imediat. Era pe prima pagină. Da. A fost un număr dedicat pentru Botoșani. Uite, o frumoasă colaborare între județele vecine și prieteni. Și după scandalul ăsta au găsit formula, când s-a umflat treaba, a venit un procurorul general de la Iași, sau procurorul șef, cum era atunci, a venit la mine în celulă și m-a pus să semnez, mi-a citit acolo că eu acum am aflat. Despre proces, da. Da. Deci după ce m-au dat în urmărire 5 luni, după ce m-au ținut 19 zile, da. Eu acum am luat la cunoștință. Că s-a dat o sentință împotriva mea. E cam bancul cu Ghiuri, știi, care îl omoară pe Ion, îl omoară pe Ghiuri și Ion, dar de ce l-a omorât pe Ghiuri? Păi că e ungur. Și dacă e ungur, ce? Păi ungurii l-au omorât pe domnul nostru, Mihai Viteazul. Mm-hmm. Da, mă, de asta a fost acum 300 de ani. Eu acum am aflat. Acum și eu am făcut ca Ion. Eu acum am aflat și m-a pus să fac recurs din momentul în care am luat la cunoștință că sunt condamnat. Dar eu deja aveam 19 zile de executat, da. Și în 5 minute mi-a dat drumul. Deci, s-au de rapid recursul, chipul. Nu, s-a dat ordonanță. Da, am înțeles. Dar așa ceva, s-a și judecat rapid până seara. Dar în 5 minute m-a dat drumul. Eu nu m-am pus cu fundul jos acolo pe bordură, nu vreau să plec. Scandal, nu așa, nu dat drum așa. Că... și m-a rugat de acolo, era un colonel foarte deștept, Adrian Nenu, care mi-a oferit un regim special acolo, nu m-a băgat. M-a băgat cu un criminal în celulă, un arab care omorâse un român într-o bătaie. Era criminal, a omorât un om. Da. Dar nu m-a dus printre proxeneți în toată mizeria din și nu m-a dus în penitenciar, ci m-a ținut în arestul județean. Și mă mai lua el în birou, îmi dădea cărți, mă lăsa să mă uit la televizor, îmi punea meciuri, omul era pasionat de fotbal și eu nu. N-am văzut. Dar era mai bine să vezi un meci din care nu pricepeai nimic decât să stai în celulă. Și atunci omul m-a rugat, domnule, nu-mi fă probleme. Nu sta pe borduri, ci partea aia la protestează. Adică a fost de treabă cu tine, da. Dincolo, da. Și în felul ăsta am ieșit printr-un subterfugiu juridic. Ar fi urmat după aceea să fac niște demersuri, să obțin despăgubiri de la... Mă costa foarte mult. Venise deputatul și celebrul avocat Nicolae Cerveni, da. Care era liberal atunci. A venit la Iași, Titus Cea, șeful, redactor șef adjunct, era șef pe la liberali, pe la Iași, erau chestii între ei liberali, hai să-l ajutăm pe omul ăsta să... Mâna ăla mi-a cerut o sumă imensă. Ați ajutat el ca să te reprezinte, nu? Da. Cervenică. El a venit, hai, l-ajutăm pe băiat, facem, dar la bani tot bani. Și nu, 100.000, nu aveam eu de unde sau că dracu costa atunci. Și a rămas așa. Eu am rămas cu pușcăria, cu experiența, zilele astea că m-ai întrebat cum au fost. Îți dai seama, ce să-ți mai zic? Stai în pușcărie, ești luat de acasă la cât aveam atunci, 26, 24 de ani.
Bun, dar a zis că nu, totuși zilele alea te-a mai luat colonelul, te-a mai ținut, nu a fost... Da, dar m-a luat din celulă, unde acasă. Da, sentimentul bănesc era groaznic, de lipsirea de libertate. Tot acolo te întorceai. Până și polițiștii de gardienii aia, care nu erau învățați, nu mai avuseseră închiși oameni pentru calomnii. Că nu exista în timpul... Dar nu știu cum să comport, nu? Da, da. Mă întreb, bă, dar cum ai... Nu le venea, crede că... Ai scris ceva și te-au băgat la închisoare. Da, ai și tras la una. Nu. Dar ai și furat ceva. Nu, domnule. Nu, doar cum, am nu mai scris. Și când au văzut că a venit la mine în celulă ambasadorul ăsta consilierului Bush, că mă chema comandantul poliției mereu pe la el, venea ambasadorul Iordaniei. Nu ambasadorul, cineva de la ambasada Iordaniei, la acel arab, era iordanian și tot venea să... Era arab de religie, ăsta musulman, și verifica să nu-i dea fasole cu untură de porc, cu aia, să-i asigure condiții. Și pe lângă el am început să învăț și eu chestia cu drepturile omului. Și, mă rog, primeam sarmale de acasă, îngrozitor. Nu vreau să mai... Cred că toată experiența aia am topit-o într-un roman despre care tot vorbesc și tot întârzii să-l public. Da, eu chiar credeam că l-ai publicat, nu știu, am impresia că ai publicat. Am publicat vreo... Un foileton, vreo 50 ceva de foileton, da. Mai e încă pe atâta scris numai la mine. A, ce vreau să spun, polițiștii, văzând toată foiala din jurul meu, acolo aveai un număr, eu aveam numărul 14, toți ceilalți, băi 35, băi 72, băi 1022, sau cât era. Da. Eu eram domnul 14. Da. Bun, a urmat după aceea o perioadă foarte, eu zic că bună, frumoasă pentru tine, ai scris foarte mult, ai început la Jurnalul Național, la Am stat în Iași, Jurnalul Național. Da, am stat în Iași până în 97, la sfârșitul 97 m-am mutat din Iași, de la o revistă de cultură, care apărea lunar, Timpul, și m-am mutat la 30 de ani, eu am început să scriu practic reportaj. Că acel an, din 90-91, din Botoșani, de la Atitudine, care apărea săptămânal și scriam niște chestioare așa îngrămădite într-un colț de pagină, nu pot spune că a fost un exercițiu efectiv de... Deși erau mici reportaje, ceea ce făceam eu. Reportaj am început să scriu la 30 de ani. Târziu. Da, târziu, dar reportajele tale au fost la început extrem de apreciate și de gustate. Ai scris multe reportaje care... Dă-mi un moment de aroganță. Da, ia-ți un moment de aroganță. Când m-am mutat la București, la Național, și direct am început să scriu reportaje. Așa. O proză. Numai că noi inventezi, te duci pe teren. Nu mi se părea ceva foarte complicat. Și scriam fără să cunosc nicio regulă de reportaj, scriam cu inventivitate, cu multă creativitate, cum îmi venea, cum simțeam eu. Și probabil că lucrul ăsta ne-a plăcut. Venisem cu mare emoție, domnule, vin de la ea și mă duc acolo în templu presii românești la București, o prostie era acolo, când m-a dus la... Nu citeau ea nimica, nu știau, erau niște proști prin redacție pe acolo, bine, cu excepțiile care țineau de fapt redacția. Atât de multă prostie și superficialitate și aroganță. Și eu am venit cu niște temeri de la țară, vin eu de la ea să fac acolo, domnule, m-am dus. Anul următor am primit premiul reporter numărul 1, înmânat de Adrian Păunescu, pentru primul meu an de presă, da? Pentru reportajele astea. Era organizat un concurs de către se chema Fundația Română pentru Jurnalism, condusă de Nicolae Cristache, scriitor. Și el era atunci pe la Viitorul Românesc, jurnalist și scriitor, trăiește și acum e la Cornu, acolo... E bolnav, Dumnezeu să-i dea sănătate. Deci, primul meu an de presă a însemnat premiul reporter numărul 1, că au citit ei reportajele de pe țară și au zis că eu eram bun. Am fost destul de arogant? Nu, deloc, pentru că aici de Adrian Păunescu, iar pentru cei care nu știu, în perioada comunistă, bun, multe se pot reproșa lui Adrian Păunescu, dar avea acea revistă Flacăra, în care găseai... Da. Printre altele reportaje, foarte, foarte frumoase. Da. Era o școală bună de... Era o școală bună de presă, da. La un moment dat l-am avut la Jurnalul Național pe Răzvan Bărbulescu, unul dintre reporterii vechi de la Flacăra. Noi aveam 30 de ani, el avea 72.
chiar am avut ce să învățăm de la, de la omul ăsta. Venea din școala veche de, de reportaj, atât cât se putea face pe, pe atunci. Bine, Adrian Păunescu mi-a dat premiul ăla pentru că premiul a fost decernat la emisiunea lui. În timpul emisiunii. Da, da, stătea până noaptea și mi-a dat premiul ăla. Bun, care ca să dea la emisiune trebuia să aibă și girul lui, cumva, de asta zic. Că sunt convins că și el citea reportajul. El a făcut parte din juriu. Care, da. N-ar vrea să trecem acum. Vreau să zic faptul că, bun, într-adevăr, ai primit numeroase premii, le-am scris pe aici. Nu le citi că ne prinde noapte. Păi nu, da. Ăsta e momentul de aroganță, într-adevăr. Da, da. Dar noi de la aroganță, nu, asta e adevărul. Sunt multe mărunte, multe mărunte. Cred că a fost și norocos. Pentru că aveam lângă mine reporteri la fel de buni care nu luau premiul ăla. Și nu au fost niște premii la care m-am înscris eu, vreau și, uite, trimit și eu un text. Da, mă culegeau așa din mulțime, hai să-ți dăm un premiu pentru ale, pentru ale. Bun, deci spuneam că ai început, ai scris reportaje excepționale, cred că l-am citit cu toți în Jurnalul Național Special, dar pe 10 octombrie 2014, după ce nu ai fost plătit mai multe luni? 7 luni. 7 luni, ai fost dat afară... Sunt în proces. Și astăzi, durează atâta un proces în România. Ai fost dat afară fără explicații de la Jurnalul Național. Ziarul din care, la care ai publicat începând din 2009, am putea spune că ai publicat unul dintre cele mai izbutite reportaje din presa românească după Revoluție. Pe vremea aceea, jurnalul însemna pentru reportaj ca ce însemna flacăra pe timpul lui Ceaușescu. Deci, da, știu cam așa. Jurnalul, imaginează-ți, avea o secție de reporteri de 12 oameni și avea o secție de reporteri speciali de 12 oameni, care făceau numai reportaj. Și aveau, apărea în 32 de pagini. Da, jurnalul ăsta nu își permitea să facă reportaje, da, pentru că noi... Făcea caravanele prin toată țara. Da. Dar nu, trebuie să înțeleagă că nu e ușor să faci reportaj la modul cum făceai tu, spre exemplu. Că tu ai vrut să scrii despre gunoiere, mi-aș te angajat ca gunoier. Ai vrut să scrii despre zilieri, mi-aș te angajat la foticeni ca zilier. Aici, la voi. Am trecut azi pe acolo și am avut așa un moment de nostalgie, că a văzut că a dispărut livada aia. Bun, o parte, da, este în continuare. Da, o parte, într-adevăr. La drum, așa... Terenul, da. Tu ai scris din interior, ca să faci astea, îți trebuie timp. De asta zic, Jurnalul Național își permitea să facă reportaje. Da, să te lase în pace o lună, două, trei. E un reportaj acolo, salvezi un om, salvezi o lume, care mi-a luat 6 luni. Dar însemna foarte mult să te trimită să faci un reportaj, să te trimită de la București la Suceava și să stai 3-4 zile să faci documentar aici, sau la Săpânța, sau nu știu unde. Da, da. Jurnalul cheltuia foarte, foarte mulți bani. Jurnalul încheia contabilitatea cu 3-4 milioane de euro lipsă. Și tu că spunea, eu îmi permit să pierd. De unde lua el banii și cum făcea... Nu știu, dar într-adevăr, a fost o perioadă foarte frumoasă, chiar pentru presa românească. Bun, dar n-ai fost plătit 7 luni și de ce ai fost dat afară? Pentru că erai pot spune, o emblemă a jurnalului. Păi începuse jurnalul să scape de embleme, să arunce emblemele de pe el. Decăzuse, nu mai erau fonduri, tirajele scăzuseră, de la 400.000 de exemplare ajunseseră la, nu știu, 25.000. Cele mai scumpe animale din grajdul ăla erau reporteri speciali care consumau resurse. Stai pe la hoteluri, du-te cu șoferi, cu fotografi după tine. Atunci, în primul rând, a dat fotografii afară, niște fotografii geniali, 12 fotografi, care scoteau anual acel album de jurnal cu fotografii senzaționale. I-a dat afară în primul rând pe ei, urmând ca noi să ne facem fotografiile singuri cu niște pocnitori, că nu eram nici meseriași, nici înzestrați tehnic nu eram. După aceea i-a dat afară pe șoferi și nu s-a mai putut merge prin țară cu deplasări. Ce reportaje am mai făcut prin afară, m-am dus pe banii mei sau cu prietenii, am și pe mine cu mașina, dă-mă până acolo. Și după aceea i-a dat afară pe reporteri speciali care nu mai aveau nici fotograf, nici mașină, nu mai aveam ce căuta pe acolo și consumau destul de mult. Ziarul se restrânsese și fizic de la 32 de pagini la 8 sau nu știu cât, de la mărimea așa se făcuse cât Batistuța, chiar nu mai aveai fizic unde să mai publici un reportaj de întindere. Nu m-a surprins că m-a dat afară, am fost doar un pic nemulțumit că nu m-a sunat cineva de acolo, o doamnă de la... resurse umane sau cineva m-a sunat. Asta e. 7 luni de zile nu mi-au dat salariu. Eu am continuat să public, pentru că în timpul ăsta trăiam dintr-o bursă. Am mai prins niște burse. Ce-am zis că sunt descurcăreți. La premii. E vorba de premii. Nu. Burse de cercetare, de... Bun, și bursa de pe la Ministerul Culturii, de pe la fundații, asta, de pe la... Da, e tot un fel de premii, pentru că nu se acordă oricui. E dă o bursă cuiva care știe că face cercetare în domeniul respectiv.
Da, da. Deci tot un fel de recompensă. Nu, o recompensă. În perioada aia, când astea 7 luni nu ne-a dat deloc salariu, dar au fost un an, doi înainte când ne-a dat salariu de 3 ori pe an. Și nici ăla întreg. Și da. Eu în perioada asta am avut din ce trăie. Și când a venit decizia în 2014 că s-a rupt, ok, au plecat și alții. De ce să nu recunosc că înaintea mea au plecat unii reporteri foarte buni și pe mine m-au ținut cumva așa până mai spre chiar când nu s-a mai putut. Da, Viorel, viața ta... Și de atunci o duc mai bine. O duc mai bine. Da. Ești propriul tău stăpân, scrii da, ce vrei când vrei. Ne-am redescoperit inventivitatea, dorința de a trăi, arta supraviețuirii. Am început să mă perfecționez în lucrul ăsta și o duc mai bine decât când trăiam dintr-un salariu de ziarist. Aveam și atunci satisfacții extraordinare când îți vedeai un text foarte bun, premiat sau lăudat de cititori. Nu le veneau oameni în redacție să strângă mâna, era ceva. Da, știi? Erau vremuri când se întâmpla. Se umpla sufletul, da. Te ținea o săptămână și nemâncat. Da. Bucuria aia. Da. Puteai trăi numai din bucuria aia, din satisfacția aia. Acum am lucrurile astea fără să fiu ajutat de un ziar sau mă descurc singur. Poate cu atât satisfacția mai mare cu cât e strict muncată. Doar da. Muncată. Și atunci era doar era muncată, dar prin intermediul unui ziar. Acum e strict prin ceea ce faci, doar ceea ce faci tu. Bun, viața ta în sine e o poveste, cum s-a văzut și din ce am discutat până acum, cu tot felul de întâmplări ciudate, amuzante, șocante. Suntem și presați de timp, că noi trebuie să spunem că înregistrăm această emisiune înaintea prezentării cărților tale la Suceava. Vreau să atingem așa niște subiecte ale unor reportaje pe care le-ai făcut, unele mai amuzante, și vreau să te întreb când ai luat prima șpagă? Că ai luat numai șpagă și nici n-ai scris nimic măcar pentru că ai luat șpaga aia. Am scris câteva texte despre asta. Știu că ai scris că de acolo. În 90 m-am dus să scriu un reportaj. Nu aveam mașină la Atitudinea. Atitudinea era o redacție de mărimea unui zecim din birou. Era o masă la care ne adunam noi să scriem. Nu aveam nimic. Da. Și am împrumutat-o. Am vorbit cu șeful de la... cu Constantin Conțac. Era șeful autobază Marfă 1, Botoșani. Cel care a devenit Marli Conțac. Care a devenit din șofer, a făcut vreo 3 facultăți la foc automat, liceu întâi, că l-a făcut și pe la Alba Iulia, dar tot așa din acte, de nu știu cum, și după aia a devenit președinte al Consiliului Județean Botoșani, lui șeful în orașul, în județul culturii al lui Eminescu, al lui Enescu, da, cum ne lăudăm noi cu geniile noastre. A venit un șofer. Șoferul ăla... cu noi în 90 s-a purtat bine. Avea simțul ăsta al PR-ului politic. Când auzea de presă, ok. Așa se orienteze. Da, și l-am rugat și ne dădea câte o mașină să ne deplasăm până acolo și înapoi. Și odată neavând alte mașini, a dat un camion de 16 tone, de urabă de... Să mergem pe teren cu eu. Da, și ne-am dus într-o comună acolo să scriem un reportaj. Primarul ne aștepta și el a învățat că trebuie să le dai ceva ziariștilor când vin de la județ, pregătise acolo un portbagaj plin cu de toate, cu cozonac, cu purcel, cu nuci, cu vin, cu slană, cu găina friptă, cu prlită. Dar știi cum, așa la cubaj, când te uitai, era fix cât intra într-un portbagaj. Era unitatea de măsură, un portbagaj. Și când ne-a văzut că venim cu raba de 16 tori, omul a nebunit. Bă, firața aia, dracu, aia de comuniștii aia dinainte, cât erau aia de scârboși, de hrăpăreți. Vineau cu portbagajul, voi veniți cu raba, știi, început să se tremure. Bun, el credea că ați venit cu raba ca să l-o spagă. Noi nu știam pe vremea, te rog să mă crezi că eram atât de naivi, în sensul de atât de puri, de nemaculați, că noi nu știam ce e aia șpagă. Nici nu putea trece prin minte de ce să-mi dea mie cineva o șpagă să scriu că ceva, ce eu vreau să scriu cu ardoare, vreau să scriu. Și cu tot sufletul, de ce trebuie să-mi dai tu mie o șpagă pentru aia? Oricum scriam ce vroiam eu și la vremea aia oricum scriam numai la mișto. Da. În sensul că scriam articole haioase așa. Eram tineri și veseli. Da. Și nu m-am gândit vreodată că să-mi dea cineva șpagă. Nu ne așteptam. Și tocmai pentru aia, când am văzut că omul e de felul ăsta, crescut în comunism, știi ce? Ia două încoace. Și am luat-o. Dar n-ai zis nimic.
Nu, m-am dus mai departe și am scris. Da. Mai târziu, până de curând, eram tot invitat și am scris și asta. Eram invitat de la ziar, pe la fel de chermeze de astea organizate de mari firme, care aduceau ziariști, îi plimbau pe la munte, da, pe la mare, pe la cutare, după aia trebuia să scriu. Și eu mă duceam, mă lăsam luat, mă lăsam invitat, mă lăsam răsfățat, și n-am scris niciodată nimic. Unde de asta vineau ca să scrie. Că nu-mi vine. Da. Nu-mi venea să scriu, nu de altceva. Da. În 2012, reportajul Strălucitor, aici ai și volumul Strălucitor, care... Da, care cuprinde, dar nu e un reportaj, e o povestire. Bun, e o povestire. Aici ai cartea care mie îmi place. Asta e de reportaj și asta e de povestiri. Poveste, da. De lucruri întâmplate în timp ce documentam... În timp ce documentai reportajele. Reportajul Strălucitor a fost desemnat cel mai bun text de către The Industry Awards. E un reportaj făcut în Basarabia. Iar cartea, în anul apariției, a fost desemnată cea mai bună carte de către revista Observator Cultural la secțiune Memorie, că n-au știut unde să o încadreze. Că e o proză atipic, așa, băi, nu nici roman, nici povestire, nici jurnal, da, nici reportaj, au pus-o la memorie. Și în anul ăla a concurat și Ana Blandiana și Stelian Tănase și a fost aleasă cartea asta. Cea mai bună. Bun, și reportajul ăsta spui, am trecut așa doar prutul, cu emoții și salam. Și are amuzant și aici, de ce ți-ai luat salam? Că nu ți-ai luat doar salam, stai să văd eu dacă... Era foamete. Era foamete. Moldova se rupsese de Uniunea Sovietică, erau foarte săraci, nici noi nu eram bogați, lumea nu-și dă seama acum. În 90, România, 92, România era la fel de comunistă ca în 85. În afară de faptul că puteai să înjuri pe cineva, nu se schimbase mari lucruri în 92. Bun, se schimbase că aveam de toate. Adică în 92 încă nu aveam. Bun, față de 85 nu aveam. Aveam multe față de 85. Prin magazine, apăruseră. Nu, am memoria. Bun, apăruseră, dar nu aveam mult față de... Nu aveam mult. Erau aceleași produse. În 92, până târziu, nu știi când băga Petre Roman miliarde, să producă în continuare mașini care nu se vindeau, aro, tractoare. Fabricile românești lucrau în continuare pe stocuri. Da. Produceau aceleași produse proaste pe care le-am avut și în timpul comunismului. Mare lucru nu se schimbase. Ce aveam de import, aveam ceva mâncărică. Nu, la mâncare mă refeream, nu la produse de astea industriale. Nu, la mâncare. Că despre mâncare vorbeam, că ai trecut cu salam. Asta era încă se mai găsea. Tot era un salam prost, să știi. Era un salam prost, asta știu că era un salam prost, dar ziceam că se găsea mâncare. Față da, eu mă duceam într-o țară mai săracă decât noi. Ieșeam prima oară din țară, m-am dus în Basarabia, care de un an de zile ieșise din Imperiul Sovietic. Instituțiile vechiului imperiu căzuseră, cele noi se înfilipau, încă nu și intraseră în atribuțiuni, era un fel de haos acolo, așa, știi? Și aveam și niște povești de la cei care fuseseră înaintea mea, care îmi spuneau că moldovenii nu îți dau de mâncare, îți dau de băut. Deci dacă te duci în Basarabia, toți cu care, frate, români, cu tare, te pupu și te strâng în brațe și îți dau de băut. Dar de mâncare nu. Și atunci mâncarea am plecat. Era pentru muieri și copii, cum scrii tu. În... Da. Băutura e pentru... oameni. Pentru da, bărbat. Ei zic oameni. Oameni. Om și femei. Da. Și m-am dus cu mâncare la mine. Jumate mi-au confiscat-o oameni și basarabeni, care erau sovietici, nu erau basarabeni. Da. La un an de la căderea Imperiului Sovietic, care nu mai exista, vame și moldoveni erau îmbrăcați în uniforme sovietice, cu steaua lui Stalin, cu tot. Și cu apucăturile. Da, știu. Da. Și mi-au luat jumate de mâncare. Bun, și acolo povestești tu cu mai stai și ai băut cu ei. Și acum îmi pare rău după ouăle alea fierte. Ce ouă fierte? Aveam 10 ouă fierte, le-am luat cu mine. Așa și? Jumate mi le-a luat ăla. Că, da, ce ouă frumoasă aveți voi în România. Mai da, ce bine le fierbeți. Dar cum de le fac? Ia, dă și mie. Știi? Dau pe la soldați. Și mi-a confiscat, m-au lăsat frământ. Bun, și ai simțit acolo cum e cu băutura? Eram destul de antrenat în perioada aceea. De fapt ai spus cum beați în așa, dar atunci dacă revenim. Când ai băut prima dată? Știu că la 5 ani ai băut prima dată alcool prefăcut cu apă. Și spui, tu ți-amintești că m-am născut? Ți-amintești cum era când te-ai născut? Când m-am născut, fapt pentru care este indicii temeinice, cerul era albastru ca spiritul. Da.
Cred că altă comparație, crezi, n-ai găsit decât spiritul. Crezi, da, era ceva prezent acolo, în sat la mine. Se bea spiritul, în general se bea spirit, că altceva nu prea se găsea. În general se bea spirit. Ăla era un mediu rural mai aparte. Era un sat constituit în 1921, în urma războiului, oameni aduși de prin toate părțile. Nou, și în proprietăriți acolo. Da. Păi în 68 sat avea 50 de ani. Era o vârstă, mai puțin de 50 de ani. Avea 40 de ani. Pentru un sat era un sat tânăr, încă erau toate casele, aproape toate casele cu chirpici, cu stuf, cu... Acum s-a ridicat, nu mai cunoști, dar atunci era un sat de toată mila, fără curent electric, fără ulițele s-au asfaltat acum foarte recent, adică la vreo 25, aproape 30 de ani de la Revoluție s-au asfaltat. Glod, nebunie. Și satul ăla nu prea avea livezi, în jur avea numai pământ de ăsta arabil. Deci nu puteai să produci nici, ca pe aici, rachiu din fructe. Sau aveau câteva copaci prin curte. Nu se găsea nici rachiu, nici vin, foarte mult nu erau vii. Cine avea câțiva butuci prin curte, prin grădină. La bufet deja era o perioadă când nu se mai aducea băuturi, când aducea beri, s-a adunat tot satul, o dată pe săptămână, găseai numai niște poșiri, un vermut, care era imposibil de băut chiar și pentru mari atleți ai acestei nobile arte, știi? Pus că bufetul era închis. În campania electorală se deschidea numai seara, două ore, și nu găseai nici măcar chibrituri, nici țigări, erau două sticle goale, vinea lumea și se uita așa la sticlele alea. Atunci ce să bei? Spirit se mai găsea, mai venea câte unul pe la Botoșani, găsea spirit, alcool sanitar, satelit îi ziceau, foarte frumos se numea, satelit, îți dai seama, românul avea tot timpul o proiecție cosmică. La satelit era marca? Nu, așa ziceau ei, bem satelit. Satelitul era alcool ăsta prefăcut cu apă. Dar vezi că e o proiecție cosmică, de românul, tot când el când e mai nenorocit și mai sărac și mai vai de capul lui, tot duce spre cer, spre rol, dar niște nume pompoase. Avea Fănuș Neagă o proză în care povestea de o familie de țigani, romi, cum, dar pe atunci nu era, pe la 1900 și ceva, și avea vreo 15 copii și mureau toți de foame. Și atunci asta spunea, le dădea nume mari. Marghiroman! Cam așa faceți românul. În toate situațiile de astea, de sărăcie, de nevoie, de necaz, găsește la lui, se da un satelit. Se bea în mod curent. Se punea cu apă, se știa și proporția, unii mai dădeau prin colac să-i dispară gustul, culoarea, gustul nu dispărea. La culoare, nu? Mai puneau zahăr ars, dar nu se mai găsea nici zahăr. Da. Și cum a ajuns la un copil de 5 ani să bea... Domnule, era ceva ce n-aș vrea să se repete în lumea de astăzi. Părinții, bunicii mei au fost cărciumari din partea mamei. Ăștia din partea tatei erau suceveni de aici, au fost muncitori, agrari, ceva așa, au venit după primul război mondial. Dar părinții din partea mamei erau cărciumari, eu am crescut cu băutură în jurul meu și era un obicei în tot satul. Adică atunci nu era nimic scandalos ca cineva când bea un pahar, dar cum bei și nu i-ai dat și la copil? Măcar să-și bage degetul. Ei, să-și bage degetul în paharul meu și îți spunea separat, atâta, știi? Adică nu vei să nu-i dai și copilul, măcar să guste. Da. Oamenii așa erau, în naivitatea lor, nu poți să-i condamni. Ei veneau dintr-o tradiție, dintr-un fel de a crește și de a s-a raporta la lucrurile astea. Nu poți să-i condamni acum. Și pe la 5 ani m-am făcut praf. Odată am mâncat niște vișine dintr-o damigeană, fără să știu că alea te îmbată. Cu alcool, da. Da. M-am învățat cam bancurile cu gâște. În sat se bea foarte mult și femeile, și bărbații, copii, tinerii, vedeam beți. Să știi că și alcoolismul și acum e o mare problemă în România. Așa e. Viorel, care a fost report? Să anunțăm că eu nu mai beau deloc de 17 ani. Bun, ai anunțat. Da. Care a fost reportajul care te-a marcat cel mai mult? E greu de spus. Viața de jurnalist e un tir continuu pe care trebuie să-l suporți. Să te duci într-un salon cu copii mici de 3-4 ani bolnavi de cancer și niște cancere urâte, insuportabile, oribile, inumane, nu știu cum să le mai zic, să mergi pe un câmp unde a explodat un camion cu azotat de amoniu și sunt 13 oameni sfârtecați și risipiți pe câmp, să mergi într-un sat de oameni proști. Domnule, mi s-a întâmplat aici în județul Suceava. Într-un sat, nu spun care, ca să nu se supere, dar a venit cineva
și o fundație din Olanda le dădea vite Angus. Dom'le, nu mai creșteți vite de lapte, că n-aveți ce face cu laptele, că n-ai tank de răcire, până mulci tu în vârful muntelui și până ajungi cu laptele jos în bidon, laptele alea au crescut germele de 500 de ori. Crește lapte, crește vite de carne, Angus, 40 de euro, da, kilogramul sau... Și le dădea degeaba, cu condiția ca să dai mai departe un vițel, că în fată da, vacă. Da. Deci nu te costă, nu vreau, domnule, să accepte vitele alea. Azi crezi un reportaj, povestea văcuței Angus și a prostiei omenești. Era foarte dureros pentru mine ca reporter să se întâmpin atâta obtuzitate într-un sat. Te durea aproape la fel de mult ca oamenii sfârtecați de pe câmp, de la explozia de la Mihăilești. A fost o grămadă de experiențe dure care... Cu copiii drogați, par, și de toate, de toate, și toate lasă urme. Degeaba spui că azi scriu și mâine uit sau ard prin scriere toate trăirile alea. Nu există. Ziariștii sunt și ei oameni. Sufletul tău primește toate loviturile astea și le păstrează în timp. Ziariști care mor de inimă și nu știi de ce, care ajung în depresii urâte, care dau un alcoolism, cu a murit prietenul meu Florentin Florescu, care i-am dedicat cartea asta. Fel de fel de boli profesionale care apar dintr-un stres extraordinar și nu numai de la grozăvenii de asta, dar și stresul muncii obișnuite de ziarist, de zi da, cu da, zi, când vin călare peste tine toate știrile și nu știi pe care să le alegi, cum să te lupți cu dobitoce, că nu-ți dau știrile, că ți le dau false, că nu ți le confirmă, că nu apar la timp, că n-ai terminat, că n-ai scris destul de frumos pe cât voiai. E un stres și o emoție. Și... foarte grea viața de ziarist. Mă bucur că am scăpat de ea. Dar n-am scăpat întru totul, pentru că totuși 30 de ani de lucru în presă au lăsat niște urme, dar mi-au lăsat și niște obișnuințe de care nu reușesc să scap. Bun, a fost un reportaj care ți-a fost mai greu să-l scrii? Asta vreau să zic. E greu să aleg. Unele, știi cum se întâmplă. Mai greu să scrii din punct de vedere al redactării. Unele ce ies din prima. Unele ies, scurg foarte ușor, altele timp pot molești. Mi s-a întâmplat să scriu un reportaj în județul Harghita, în satul Frumoasa. Un reportaj dur, dar cu multă sensibilitate, că așa mi-a ieșit, despre o fetiță de 17 ani care s-a sinucis pentru că nu vreau copii, părinții să o lase la școală. Ea era dintr-o familie de romi, de cu pălării mari, cu gaburi, și la 17 ani trebuia să fie măritată de mult. Și ea insista să facă școală și dacă a văzut că nu lasă și nu se poate smulge din tradiția aia, s-a sinucis. Reportajul a mai ieșit din prima. Eu l-am trimis cu frică la redacție, că auleu, e un text prost. Au început să mă sune din redacție. Bă, dar ce tare e, ce frumos, ce... Altele, se pare că le-ai scris bine și de fapt după aia îți dai seama că nu ți-au ieșit. Unul pe care l-am scris cu greutate a fost reportajul despre copiii bolnavi de cancer. Am stat vreo 10 zile acolo, printre ei m-am jucat, să înțeleg, cu părinții lor, cu medicii, și n-am putut să scriu. Tocmai din șocul emoției de acolo, de lângă copiii ăia. Și venea Marius Ducă și mă presa. Ai fost acolo, dă și tu un text. Păi nu pot acum, și te lăsa. Ok, prefer să-mi dai un reportaj bun când vrei tu, decât să-mi dai unul prost când vreau eu. Și găseau ei cu ce să umple ziarul. L-am scris după un an jumate. După un an jumate? Un an jumate a durat, noroc am păstrat notițele, după un an jumate am contactat-o pe fotografa cu care am fost, Carina Knapec, o fotografă extraordinară. L-am sunat din nou pe medicul Nicolau, cu care vorbisem, am mai stat 2 zile la spital ca să reactualizez niște lucruri. Și am scris reportajul ăla abia când am înțeles că toată revolta mea împotriva acele boli cumplite care afecta niște copii care nu băuseră, nu fumaseră ca mine, nu văd de ce i-a pedepsit Dumnezeu în halul ăsta. Și abia atunci am înțeles că, domnule, ăștia suntem. Suntem niște viermișori mici pe pământ și o pățim. E o nedreptate, într-adevăr, dar face parte din felul, din viața noastră, din destinul nostru. Și atunci, în păcat, acceptând lucrul ăsta de neacceptat, am putut să mă dezleg și să scriu. Ăsta l-am scris cel mai greu, dacă ar fi da, să... Dar munca cu textul de fiecare dată era un chin. Când stai și nu vine și îl dai, după aia dai telefon, schimbă cuvântul ăla la redacție, vezi că acum e venit și... Da, visez cuvintele, poate era mai bine așa să... Da. Da. Ce ți-ai dorit de la viață și nu ai primit? Nu pot să zic la un public.
Nu pot spune public. Nu. Ei, așa, am visele aceleași din visurile, aceleași din tinerețe, să devin scriitor. Bun, ai devenit scriitor. Alt scriitor, mai bun, mai... vreau să scriu mai mult decât am scris. Presa, pe de o parte, m-a ajutat că mi-a perfecționat stilistica, instrumentele mele de lucru. Bun, pe de altă parte, m-a ținut în loc. Că... ai cărți scrise, știu asta. Da, mai am 6-7. Pot fi date la tipar imediat. Nu le dau imediat. Acum sunt și editor și am rațiunile, calculele mele. Bun, evident, faci o strategie de asta, zic, da, deja cam, o să se adune. Cam una pe an o să le pun. Da. Și între timp vreau să scriu, vreau să fiu sănătos și toți de lângă mine. Asta e mai greu, asta... Da. Trebuie să am și un pic grijă. Asta e cel mai important. Da, am problema asta cu obezitatea care mă urmărește de mulți ani. E un mare necaz. Te umple de frustrări, de boli. De... Da, o să este să un reportaj excepțional, parcă chiar primul din primul din seria asta. Despre... Da, vin o mamă să mă vezi la spitalul de obezi. De obezi, da. M-am internat printre obezi, fără să spun că sunt ziarist, ca să observ cum sunt tratați, ce fel de oameni sunt, ce tip de suferință ăsta, pentru că noi vedem toți grași și sunt veseli și joviali așa, dar nu știi cât cu ce jar de suferință mocnește acolo în sufletul lor și chinuie clipă de clipă. Și eu aveam trăirile astea ale mele, dar m-am dus acolo ca să mi le confirme și alții inși care sufereau la fel ca mine. Și am reușit să scriu lucrurile astea, dar într-un ton vesel, că râzi la reportajul ăsta de la cap la coadă și abia la urmă așa îți pică. Bun, râzi de la cap la coadă, dar și parcursul reportajului nu pot să nu observ durerea unor oameni pe care reprezinți acolo, să vede. Eu am observat-o, ziceam doar că am transformat-o și am redat-o. Da, într-adevăr, este mai relaxat așa, nu stai, dar da. Da, e și băiatul acela, pare că era un băiat chiar din Suceava. Din Suceava, da. Tudorel, da. Prizonierul frigiderului. Așa, da. Vreau să încheiem. Am găsit în presă o caracterizare de-a ta mai veche. Dar cred că tu ți-ai făcut-o aia, nu? Sau... Nu mai știu. Na. Dacă... Vezi câteva elemente așa de referință. Eu ți-l citesc. Un scurt comentariu la fiecare. Un an slăbește... Deci, tine e vorba, da? Un an slăbește, anul următor se îngrașă la loc. Își dă astfel motiv de a scrie despre asta. E scris de mine. Da, acum recunosc că e scris de mine, da. Cum e? Chiar așa slăbești? Sau, adică nu e ceva intenționat? Am slăbit de foarte multe ori. Problema e că de fiecare dată m-am greșat cu o dată în plus. Dacă am slăbit de 3 ori, m-am greșat de 4. E o problemă care ține de metabolism, de un stil de trai, de psihic, de starea ta emoțională, de niște... E atât de complexă treaba asta, eu încă nu am găsit pe cineva să o cunoască în profunzime. Și e o problemă foarte gravă pentru România. Eu acolo în reportajul ăsta am dat niște cifre, câți obezi sunt, câți supraponderali, că obezitatea va deveni molima secolului pentru întreaga lume. La americani și mai gravă. Da. La noi nici n-a fost recunoscută până de curând ca boală, obezitatea. Visează să aibă permis de conducere. Între timp, am luat permis și am condus pentru toți anii în care nu am condus. Îmi place foarte mult să conduc. Acum am venit la Suceava cu o mașină plină de cărți. O mașină din 2001, mi se pare. Deci e o vârstă respectabilă care pocnește din... la toate șuruburile, hârie, cârie, pârie. Da, merge. I-a căzut motorul la o dată. Da. S-a rupt brațul motor și stătea motorul așa. Și unde erai? Nu era cumnatul meu cu ea. El experimentat șofer și mecanic. Pe la Râmnicu Sărat a dat într-o groapă și poc, auzit ceva și stătea motorul. Între timp îți dai seama că nu m-aș duce la drum fără să fie pus la punct. E și fiică mea cu mine, e responsabilitate, dar trebuie să am grijă și de cărți. Să nu rămână pe undeva sau să nu ajung la timp la o lansare. Ea e pusă la punct, am investit. Mi-a fost mai ușor să aranjez o mașină veche, mai măricică. Adică să iei una nouă, evident. Da. Am și una nouă micuță, nouă. Are 5 ani de când am permisul. Dar e un micuț așa de domnișoare. De oraș, da. Scrie cu viteza de 2 fraze pe oră. E mult spus 2 fraze pe oră. E mult spus, de ce? Da, scriu încet. Bun, unele texte ți ies din prima,
La ziar aveai avantajul că ziarul ți le smulgea repede în mână, ți le confisca și le publica. Pus pe hârtie, n-aveai ce să-i mai faci textului. Acum, dacă nu mai vine cineva să-mi smulgă hârtia de sub mână, stau și le chinui și le pritocesc până simt eu că sună, atinge nota aceea inefabilă, n-ai cum să o descrii. Aici trebuie să se oprească. Uneori îmi mai dai sunt zone, fraze, unde clar că nu-ți place, dar nu-ți vine altceva. Da, și da. Le dai cu dai textul mai departe strângând din dinți, sperând că odată te va lumina îngerul inspirator și să-ți dea cuvântul care exprimă adevărul. Da. Și încă una, are încredere că femeile vor salva lumea. Da. Am crescut de mic la... De mic. Bine, eu și acum cresc. Am crescut la casa de copii într-un mediu strict masculin. În afară de bucătărese și două, trei învățătoare, toți erau bărbați acolo. Am crescut crescând în mediul ăsta, nu m-am trebuit, eram 300 de băieți acolo, de la toate vârstele, de la 7 ani până la 14, de la copilași de 6 ani, cum veneau ei, cu dinții în schimbare, până la băieți de 14 ani cu hormoni în expansiune. Aveam acolo o mitologie sexuală în care ne învârteam an și an și an de zile. Și clar că s-a construit un anumit tip de relații cu femeile. Eu am avut o relație deosebită cu mama mea, pe care am zeificat-o și care mi s-a părut... Eu omul care... Cine te-a dus pe pământ? Da, evident, da. Ce Dumnezeu? Ce... Mama ta te-a făcut. Bun, te-a dat la casa de copii, dar asta nu înseamnă că nu m-a iubit. Relația cu mama a fost totdeauna de o intensitate extraordinară, am și scris mult despre ea, dar relațiile cu celelalte femei a scârțit întotdeauna. Cu orice fel de femeie, colegă, iubită, amantă, fiică, soție, orice fel de femeie, ceva, e un zid acolo care vine din mediul masculin în care am crescut. De ce crezi că femeile vor salva lumea? Am încredere. Femeile sunt niște copii de diferite culori ale mamei. Pilonul central în mintea și în sufletul meu e mama. Dacă mama a fost femeie și a putut să facă o frumusețe ca mine, care s-a îngrășat, dar tot frumusețe rămâne. Îmi dai seama, acum autoironizez. O femeie poate face miracolul ăsta, să nască un om. Așa. De la prietenii bărbați, am avut foarte multe decepții și de la femei la fel, dar în general femeile sunt mai sensibile, mai înțelegătoare, mai iertătoare, de multe ori mai deștepte, mai puternice. De-aia spun că va veni salvarea de la el. În bărbați nu mai pun încredere. Plus că nevoia mea din copilărie de a avea femeia alături, mama, sora, și care n-a existat, nu s-a împlinit acea nevoie, eu în continuare mă simt mult mai bine să lucrez la un proiect ceva cu o femeie decât cu un bărbat. Nu știu, e o chimie, ceva din mine găsește acolo, nu are, să nu te gândești, nu are absolut nimic erotic chestia asta. Da. E doar poate partea mea feminină sau partea mea masculină care strigă și găsește, ecoul se duce acolo unde trebuie când e vorba de o femeie. Viorel, îți mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune, pentru timpul acordat. Aș vrea să stăm mai mult de vorbă. Și eu aș fi vrut. Aveam ce vorbi, dar astea suntem presați de anumite... Îți mulțumesc și eu și sper să ne revedem, să umplem din discuții o perioadă de final al presii române. Da, pentru că sunt multe lucruri interesante și cu mare drag aș vrea să, când mai treci prin Suceava, să ne vedem și să atingem și alte subiecte pe care, mă rog, le aveam în vizor, dar nu am putut să le abordăm din cauza timpului scurt. Vin cu bucurie. Bine, mulțumesc. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit săptămâna viitoare la o nouă ediție a podcastului Interviurile Monitorul.